Doamnelor, domnilor, bună ziua! Vă rugăm mult să luați loc în sală, pentru că exact într-un minut începem evenimentul nostru. Vă mulțumesc mult! Așadar, doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la evenimentul găzduit tradițional de Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, CIGDE, Open Talks. În acest an, evenimentul îl dedicăm subiectului certificarea formării specializării în domeniul electoral. Au trecut câteva săptămâni de la campania electorală pentru alegerile locale generale. Sperăm că am reușit cu toții să ne tragem sufletul și a venit timpul să formulăm concluzii și recomandări cu privire la diferite aspecte ale procesului electoral, astfel încât alegerile din anii viitori să le organizăm așa cum ne propunem de fiecare dată, profesionist și în cele mai înalte standarde internaționale. CIGDE este o instituție specializată în instruirea diferitor actori electorali, dar beneficiarii principali rămân a fi funcționarii electorali, de aceea considerăm că instituția contribuie substanțial la buna organizare a alegerilor. Eu mă numesc Deana Răileanu și este o onoare pentru mine să petrec următoarele ore alături de domniile voastre. Salutăm prezența la acest eveniment a deputaților în Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanților partidelor politice, actualilor și foștilor membri ai Comisiei Electorale Centrale, a foștilor directori ai Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, parteneri de dezvoltare, Consiliul Europei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, instituții partenere, Institutul Național al Justiției, președinți și președinte ai Consiliului Electorale de circumscripție de nivel 2, funcționari CEC și membrii ai echipei CIGDE, formatori și beneficiari ai CIGDE. Conferința este transmisă live pe privesc.eu și pe pagina de Facebook a Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, așa că salutăm și audiența noastră din spațiul virtual. Cu un cuvânt de salut o invit pe gazda evenimentului de astăzi, doamna dr. Doina Bordeianu, directoarea Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral. Mulțumesc! Mulțumesc! Onorată audiență, stimați parteneri, beneficiari, dragi colegi și colege, îmi face plăcere să vă salut la o nouă ediție a conferinței anuale CIGDE Open Talks. Astăzi este pentru noi o zi deosebită, un ajun la o zi de naștere. Pe 9 decembrie 2011, Comisia Electorală Centrală a creat instituția publică Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral cu scopul de a asigura instruirea specializată în domeniul electoral, dar și educația civică și electorală. În timp ne-am dezvoltat, astfel încât nu mai este nevoie să fac o introducere foarte mare despre instituția pe care am onoarea la moment să o conduc. Anul 2023 a fost un an deosebit, deosebit de greu, deosebit de provocator și totuși un an în care am învățat foarte multe, un an care ne-a făcut mai puternici. Vreau pe această cale să mulțumesc în primul rând colegilor mele de la Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, care au muncit și au făcut posibil acum în decembrie să strângem roadele unui an foarte complicat. Vreau să mulțumesc formatorilor care sunt aici în sală, fără de care instruirea pentru alegerile curente nu ar fi fost posibilă. Vreau să mulțumesc Comisiei Electorale Centrale și președinților, noilor noștri colegi și colege, președinților de Consilii Electorale de Circumscripție de nivelul 2, pentru toată implicarea și dedicația de care au dat dovadă pe parcursul acestui an.
Ziceam că anul a început așa destul de interesant. La 1 ianuarie, după cum știți, a intrat în vigoare noul cod electoral, iar odată cu aceasta, Comisia Electorală Centrală a intrat într-un proces foarte complex de modificare și creare, de fapt, a cadrului normativ subsecvent. Noi, de partea noastră, am încercat să asimilăm un nou mandat al Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, și anume acela de certificare a formării, specializării în domeniul electoral. Codul electoral prevedea anumite dispoziții tranzitorii și totuși am fost suficient de prevăzători, aș spune eu, să încercăm să anticipăm anumite situații care ar fi putut apărea odată cu apropierea alegerilor locale generale. Temerile noastre de principiu s-au adeverit. Se pare că ceea ce era inclus ca dispoziții finale în codul electoral nu a fost suficient. Și atunci a trebuit să facem față unei pilotări sau implementări în regim special deosebit a procedurii de certificare. Vreau aici să profit de ocazia de prezența domnului Falk Lange și să mulțumesc în prezența sa, în numele său, Consiliului Europei, pentru sprijinul care l-a acordat pentru elaborarea regulamentului, proiectului de regulament pentru certificarea în domeniul electoral. Vreau să profit de prezența aici a doamnei Olesea Perean, să mulțumesc Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și colegilor din proiectul EDMITE, pentru suportul care ne-a fost oferit în elaborarea caietului de sarcini pentru un viitor sistem informatic. Acest efort va fi răsplătit și va da roade în anul viitor, dar și pentru implicare în persoana domnului Lealin la elaborarea băncii de întrebări. Dacă suntem la acest capitol, Banca de Întrebări pentru Certificare, vreau neapărat să mulțumesc domnului Volentir, doamnei Caraman, doamnei Munteană, doamnei Cucuruza pentru suport și implicare. A fost o necesitate stringentă, a generat o mobilizare extraordinară. Și atunci ne-am adus aminte cu toții că suntem, în primul rând, colegi și foarte buni profesioniști în domeniu și am răspuns acestei necesități, fapt pentru care vreau să vă mulțumesc. Certificarea ne-a testat pe alocuri limitele, trebuie să recunoaștem, dar totodată a testat și parteneriatele pe care le avem cu diferiți parteneri și instituții. Așa au răspuns foarte pozitiv și rapid Institutul Național al Justiției, a răspuns foarte pozitiv și rapid universitățile, Universitatea de Stat și anume prin Institutul de Administrare Publică Universitățile din Bălți, din Cahul, instituțiile preuniversitare din țară, care au oferit tot sprijinul și au oferit spații gratuite pentru examenele de certificare. Inutil să menționez, deși necesar, lucrul colegilor din Comisia de Certificare și încă o dată revin la noi noștri colegi și colegi din cadrul Comisiei Electorale Centrale, președinților și președinților de CC de nivelul 2 și profit de prezența doamnei Caraman pentru a vă mulțumi pentru tot sprijinul de care am beneficiat pe parcursul întregului proces. Ce ne așteptăm noi de la această conferință? Am încercat să adunăm în această sală toate persoanele sau părțile interesate, tot cei care au avut o anumită tangență cu procesul, fie la etapa de pregătire, elaborare a întregului exercițiu, fie la etapa de implementare, fie au fost cei care au fost testați, cei care au delegat persoane pentru a participa la acest exercițiu și respectiv tot cei care și-au formulat anumite gânduri, concluzii, idei, sugestii, care
ne-ar putea ajuta, după cum vă ziceam, să perfecționăm și să implementăm, poate altfel, poate mai bine, acest proces pentru alegerile care urmează anul viitor. Acestea fiind spuse, vreau să cred și știu că vom avea și în acest an o conferință și relevantă și utilă și să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumim mult, doamnă Bordeanu, pentru remarcile dumneavoastră, dar și pentru dedicația de care dați dovadă dumneavoastră în particular, dar și întreaga echipă a CIC, de, cum ați menționat, la, într-adevăr, la alegerile locale generale, o parte din membrii și membrele consiliilor electorale sau ai birourilor electorale au trecut printr-un examen, noi spunem, de foc, înaintea scrutinului, obținând fiecare certificate ce atestă formarea, specializarea în domeniul electoral. Astfel ne-am asigurat că persoanele ce urmau a fi desemnate în componența organelor electorale cunosc legislația în vigoare și dețin competențele necesare pentru a organiza alegerile conform prescripțiilor legale. Despre impactul acestui exercițiu asupra bunei desfășurări a alegerilor, o invităm să ne vorbească pe doamna Angela Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale. Stimate domnule Lanche, stimată doamnă Bordeanu, dar îmi permit să zic Doina și echipa, stimați colegi, colege, prieteni ai CIGD, mă bucur nespus de mult să mă aflu astăzi la acest eveniment cu o semnificație specială, pe lângă faptul că vom discuta despre certificarea, deci ceea ce ne-am ambiționat să o facem într-un termen foarte și foarte restrâns, este prelejuit acest eveniment și de marcarea celor 12 ani de activitate ai Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral. Ceea ce vreau să menționez este că de fiecare dată, la fine de an, centrul a venit cu importante rezultate, fie că a fost vorba de instruirea miilor de funcționari pentru un scrutin electoral, fie că a fost vorba de modificarea în legea electorală și atunci a trebuit să reia totul de la capăt, din talpă, fie că a fost necesar să vină să extindă numărul de beneficiari sau să facă ofertă de instruire și educațională pentru diversitatea de beneficiari, pentru că beneficiarii centrului nu sunt doar funcționarii electorali, dar colegii din la CIGD și-au pus drept scop să pună accentul și pe educație electorală, ale cărei rezultate se văd în timp. Sau fie că s-au ambiționat să cuprindă și domeniul cercetării. Ori așa este necesar să-ți argumentezi uneori propunerile tale sau așa poți să fii mai în pas cu timpul, să fii în pas cu tehnologia, să fii atractiv, să fii accesibil, să fii inclusiv și interesant. Deci spun toate acestea nu pentru că așa se cade la o aniversare, dar pentru faptul că au muncit cu adevărat pentru aceste rezultate și de fiecare dată le-a reușit. Pot să zic că CEC este mândru de faptul că Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral astăzi este un nume, un nume de referință și în toți acești ani ziceam că sunt cei care sunt baza pentru instruirea și pregătirea funcționarilor electorali. Și acum, ca să răspund la întrebarea despre impactul certificării, a menționat și Doina că a fost cu adevărat o provocare, din care am învățat multe lecții, dar eu voi spune drept concluzie, parafrazând cântecul, vorba cântecului. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Deci, la modul direct, dacă nu ar fi fost dedicația și responsabilitatea de care au dat dovadă colegii noștri din Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, și cu ajutorul președinților
de circumscripții electorale și tuturor celor care au fost în, implicați în acest proces, dar zic mai cu seamă colegii noștri de la CIGDE, dacă nu ar fi fost această muncă plină de dedicație, vreau să vă zic că era mare riscul să nu avem, de fapt, baza celor care sunt implicați plenar într-un proces electoral. Ori, dacă nu exista posibilitatea să asigurăm o certificare pentru cei care trebuiau să fie desemnați în organele electorale, nici nu pot să-ți imaginezi, de fapt, acest nu. Pentru că legea electorală zice că, din acest an de altfel, zice că toți cei care sunt înaintați în organul electoral, fie că trebuie să aibă o pregătire, fie că trebuie să aibă o experiență în alegeri, fie că trebuie să dețină un certificat de la Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral. Eu amintesc că, de fapt, o încercare a fost cu ceva ani în urmă, la care s-a renunțat rapid, pentru că atunci, gândindu-ne la impactul acestei modificări și la faptul dacă vom putea să asigurăm această mobilizare pentru a certifica un număr foarte mare de funcționari electorali, dar iată că noi probabil că nu știu dacă ne-am gândit până la capăt cât de mare este provocarea. Cel puțin sunt de acord cu Doina că lecțiile le-am învățat și eu pot să zic că ei au activat chiar într-un regim de situație excepțională. Dar încă o dată accentuez, au făcut față cu brio și ne-am atins acel obiectiv de a putea asigura celor care sunt subiecții de desemnare dreptul de a beneficia de această certificare. Deja cum a fost acest proces? Vom discuta la această întrunire și chiar sunt curioasă să aflu părerile tuturor celor care au fost implicați și să venim cu propuneri de lecții învățate. Spre final vreau să le urez colegilor noștri de la CIGDE la mulți ani. Să știți că sunteți cei care au contribuit cu mult pentru îmbunătățirea democrației. Nu mi-e frică să zic asta în țara noastră, pentru că un proces democratic înseamnă funcționari pregătiți, înseamnă funcționari care știu cum trebuie să activeze în organele electorale și prin asta creștem nivelul de calitate al întregului proces și respectiv încrederea în acesta. Deci mulți ani, perseverență în continuare și toată recunoștința și aprecierea pe care o meritați din plin. Și mulțumesc tuturor celor care ne sprijină în acest proces, partenerilor noștri. Întotdeauna am avut suportul, deschiderea, flexibilitatea și de asta și ne reușește de comun, prin eforturi conjugate, să ne atingem acele obiective pe care ne le punem. Mulțumim mult, doamnă Caraman, pentru trecerea în revista rezultatelor frumoase obținute în scrutin, dar și de echipa CIGDE. Așadar, doamnelor și domnilor, vă invit să trecem la partea practică a evenimentului nostru și anume panelul dedicat cadrului legal privind certificarea formării, specializării în domeniul electoral. Înainte de a invita în scenă vorbitorii, vă reamintesc că modul prin care am gândit acest și este gândit acest eveniment este de tip Open Talks. Fiecare dintre dumneavoastră este încurajat să vină cu întrebări, concluzii, idei, fiecare idee va fi luată în considerare, este importantă pentru noi, așa că vă îndemnăm mult să fiți activi și să formulați, inclusiv să protestați pentru pe alocuri, dacă considerați necesar. Așadar, invit în scenă pe domnul Roman Roșca, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al Comisiei Juridice Numiri și Imunități, doamna Dana Munteanu, membra a Comisiei Electorale Centrale și domnul Igor Bucătaru, analist electoral principal în cadrul Asociației Promo. Alex, vă rog mult să luați loc în scenă unde vă simțiți dumneavoastră mai confortabil. Domnul Bucătaru a ochit exact loc pe care unde îmi lăsasem eu telefonul mobil, da, aș aprecia dacă ați trece pe mijloc. Așa, las un microfon la mijloc, totuși am să vă rog
Îl pun aici, aveam doar un singur microfon, eu ca moderator nu-l las din mână nici măcar la îndemnul doamnei Bordeanu, așa că domnul Roșca poate doar cu dumneavoastră am să-l împart. Vă mulțumesc mult pentru deschiderea de a participa în acest panel. Dumneavoastră vă vine cumva rolul de a da tonul discuției și a deschide acest panel. Dacă ați putea să ne puneți în ce măsură prevederile actuale ale codului electoral contribuie la profesionalizarea funcționarilor electorali și ce se așteaptă de la aplicarea acestor norme legale? Bună ziua la toată lumea! Întâi de toate vreau să vin și eu cu un cuvânt de salut, onorată audiență, stimați organizatori, stimați reprezentanți ai instituțiilor în domeniul electoral, vă mulțumesc mult pentru acest eveniment, pentru acest schimb de opinii în domeniul electoral. El este foarte important pentru noi ca și legiuitori, fiindcă și pentru noi este foarte important să înțelegem dacă mai e necesar de intervenit în codul electoral, dacă prevederile care au fost acolo reglementate sunt utile, sunt practice, oferă instrumente destule pentru a organiza un proces electoral corect. De aceea eu vă mulțumesc foarte mult și sper că rezultatul va fi unul care ne va impulsiona și pe noi să avansăm în procesul electoral. Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, vreau să menționez că, de fapt, și doamna Caraman și doamna Deanu, de fapt, cumva deja au răspuns la ele, fiindcă codul electoral, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2023, prevede ca atât membrii delegați în Consiliul Electoral de Circumscripție Electorale, cât și membrii delegați în biroul electoral al secțiilor de votare, sunt impuși de codul electoral să urmeze cursuri de instruire la CIGD și să dețină un certificat de calificare de la CIGD. Deci, cumva, deja este o obligație a funcționarului electoral să dețină aceste instruiri. Dar, că este un cod electoral nou și că oamenii, funcționarii electorali, să poată să se adapteze acestui proces la dispoziții finale și tranzitorii, s-a dat acest timp de 2 ani de zile ca funcționarul, ca cei persoanele din registrul funcționarului electoral să fie considerați certificați din oficiu. Și cumva acest proces, impactul asupra presiunii, asupra instituțiilor electorale, cumva a dat, a minimizat impactul. Da. Dar, desigur, codul electoral și-a dorit ca funcționarul electoral să fie instruit, să fie pregătit pentru acest eveniment, fiindcă, pentru evenimentul alegerilor, fiindcă din ultima perioadă s-a văzut că totuși concurenții electorali deseori în alegerile anterioare s-a simțit această tendință de a încerca a fenta codul electoral. Și de aceea un funcționar electoral pregătit este cumva și o asigurare a alegerilor libere și corecte. Cu toții foarte bine ne amintim acele cadouri electorale, ne amintim foarte bine despre concerte, despre achitarea chiar numerar în schimbul unui vot și de ce un funcționar electoral. Și toate aceste procesele, de fapt, se desfășoară în timpul campaniilor electorale. Și deci, funcționarul electoral, atunci când are instrumente, electoral îi oferă aceste instrumente și el este pregătit și această pregătire care o impune codul electoral, el poate acționa, el poate să combată acest fenomen. De aceea eu consider că toate aceste prevederi sunt foarte utile, sunt foarte binevenite. Din punctul meu de vedere, eu le-aș mai dezvolta, le-aș mai desfășura, le-aș da posibilitate funcționarilor electorali să aibă un proces continuu de instruire, deoarece dinamica alegerilor și invențiile pe care le au concurenții electorale sunt foarte diverse și pot fi utilizate mereu în acest proces și de ce ei toți au nevoie de această instruire. Dar dacă e să menționez în special de codul electoral, deci avem prevederile articolului 35 alineatul 5 care obligă membrii Consiliului Electorale să fie certificați,
articolul 38, alineatul 12, care obligă membrii birourilor electorale să fie certificați, plus la toate, membrii Consiliului Electoral de Circumscripție sunt obligați să fie desemnați cu studii superioare juridice sau cu studii superioare în domeniul administrației publice. Cam asta prevede codul electoral. Am înțeles, deci dumneavoastră ați sugera un fel de updatare a cunoștințelor specialiștilor, funcționarilor, cam în ajunul fiecărui scrutin electoral, astfel încât acestea să fie în pas cu noile idei ale partidelor care, spuneați dumneavoastră, încearcă să mai fenteze din când în când, de la alegeri la alegeri. Corect înțeleg. Exact, exact. Eu chiar aș spune că să fie permanent odată la 3 luni sau la poate la jumătate de an doritorii care consideră că au nevoie de instruiri să le ofere aceste instruiri, fiindcă o să discutăm la panelul în practică cum s-a implementat și o să mă împărtășesc cu experiența pe care eu, ca reprezentant al unui partid politic, am trăit-o și am avut-o cu persoanele delegate în birouri electorale sau în consilii electorale. Odată la 3 luni, eu cred, colegii de la CIC de ordicat așa, din sprâncene. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, doamnă Munteanu. Da, mersi mult, apreciez efortul. Care este rolul regulamentului CEC în procesul de organizare a procedurii de certificare și în ce măsură prevederile acestuia au fost aplicate în 2023? Vă mulțumesc, o să încep și eu prin a saluta audiența, a felicita colegii de la Centrul de Instruire Continuă. Doamna directoare Bordeanu a spus că certificarea le-a permis să-și testeze limitele. Eu zic că CIC de în 2023 a reușit să-și depășească limitele. Ori pe lângă instruirea mii de funcționari, care deja este o activitate obișnuită, complicată, dar obișnuită pentru CIC, de a reușit să facă și certificare în condiții absolut extraordinare. O să vorbesc acum despre acele dispoziții finale și tranzitorii care ne-au dat bătăi de cap în anul acesta. Ce mă bucură pe mine foarte mult e că am dat dovadă de solidaritate. Ori un proces electoral, dat fiind faptul că angajează foarte multă lume, necesită angajarea la toată lumea în activități care ne scot într-adevăr din orice zonă de confort. Noi am avut colegi de la CIGDE care au elaborat în timp record banca de întrebări împreună cu toată lumea, cu doamna președintă Caraman, cu domnul expert, domnul volontier Andrei. Respectiv, noi până în ultim moment am reușit și cu bibliografia, am reușit și cu banca de întrebări, am reușit și cu metodologia. Fapt pentru care felicit și au întreagă apreciere și președinții CC-uri care s-au implicat plenar în activitatea de certificare, observatorilor Promolex care au reușit să ne asigure că procesul a avut loc în condiții de maximă transparență. Toată lumea s-a angajat în acest proces, chiar dacă a fost absolut nou și o noutate pentru toată lumea, noi am reușit să scoatem la capăt și să ajungem în ziua alegerilor cu funcționari certificați sau cu funcționari care au avut o experiență suficientă ca să activeze. O să vorbesc despre regulament. Într-adevăr, propriu zis, codul electoral stabilește normele generale, pune în sarcina CIGDE-ului certificarea, este condiția că membrii CC-urilor, membrii biroului trebuie să dețină certificate, fie la condițiile finale este condiția asta de 2 ani. Într-adevăr, cum a spus domnul deputat, avem o rezervă pentru pregătire. Ceea ce am încercat noi să facem prin regulament, și aici o să fac o mică paranteză, le mulțumesc încă o dată colegilor de la centru, dar și suportului de la Consiliul Europei în elaborarea acestui regulament. Ori am beneficiat într-adevăr de foarte mult sprijin și din partea lor. Noi am reușit să facem propriu-zis o metodologie de certificare, pentru că, din nou, este o procedură absolut nouă. Noi am stabilit că totul se face în baza unui plan, pentru că noi în alegeri am înțeles un lucru foarte important. De planificare și de modul în care ne planificăm activitățile depinde cam 90% din succesul rezultatului. Respectiv, fiecare certificare o să aibă loc în baza unui plan. O să avem o comisie. În comisie, ca de fiecare dată, noi împreună cu colegii de la centru, adică colegii de la centru împreună cu colegii de la comisie, urmează să organizeze certificarea. Propriu-zis, am mai vorbit de banca de întrebări. Banca de întrebări este o listă de întrebări din care vor fi selectate întrebările care o să figureze în test. Asta tot este prevăzut în regulament. Să fac o mică paranteză, este foarte important
Eu consider că este foarte important să menționăm că împreună cu colegii de la centru am convenit că întrebări vor fi atât din Constituția Republicii Moldova, cât și din codul electoral, cât și din legislația conexă. Vorbim de acele infracțiuni sau, nu știu, activitatea partidelor politice, care nu este foarte important în organizarea legilor, dar și întrebări din regulament și instrucțiuni. Prin urmare, ca o persoană să fie certificată, ea o să trebuiască să cunoască plenar tot ce înseamnă organizarea legilor. E la legea fundamentală a statului, Constituția Republicii Moldova, până ultima instrucțiune cu modul de renumărare a buletinilor de vot. Apropo, în banca de întrebări privitor la modul de renumărare a buletinilor de vot. Adică plenar, toate procedurile trebuie să fie cunoscute. Asta este prevăzut în regulament. De asemenea, este o noțiune foarte simpatică, după părerea mea, este vorba de sistemul informațional care urmează să asigure organizarea procedurii, ori spre deosebire de modul în care am făcut certificarea în anul acesta, urmează să dezvoltăm o aplicație. Cu colegii noștri de la PNUD am reușit aproape să finalizăm caietul de sarcini. Cu suportul lor și cu sprijinul lor urmează să o dezvoltăm ulterior. Propriu-zis, este descris modul în care se pot înscrie persoanele la examen, cum are loc examenul. Noi sperăm să putem să facem și online pentru potențialii funcționari electorali. Avem o metodologie cu exact cum o să se întâmple lucrurile la examinare fizică. Avem toate prevederile ce țin de certificat. Aici o să menționez un aspect foarte important, că certificatul are un termen de valabilitate de 4 ani de zile. Este un permis care permite oricărui cetățean al Republicii Moldova de 18 ani să activeze în cadrul organului electoral. Aici o să fac o mică mențiune. Centrul de instruire continuă face în preajma fiecărui scrutin o instruire specializată care profesionalizează și pentru scrutinul respectiv, care este deja propriu-zis minte activitatea cadrul organelor electorale. Modul de eliberare a certificatelor, tot regulamentul de fapt conține toată procedura în sine, adică de la cum se constituie grupul și cum se face planul și până la eliberarea certificatelor și termenilor de valabilitate. Da, în 2023 noi am reușit să aplicăm două norme plenar. E vorba de dispozițiile finale și tranzitorii, care la bună idee centrului a fost introduse în textul regulamentului pe ultima 100 de metri. În urma aprobării acestuia, noi am făcut o metodologie care a fost o normă derogatorie. Noi am organizat certificarea nu prin intermediul aplicației, cum ar fi prevăzut regulamentul, ori noi încă nu avem o aplicație. Am făcut trei sesiuni de certificare. Certificarea propriu-zis a avut loc pe hârtie și printr-o modalitate nu chiar sigură din punct de vedere informațional, dar noi am reușit să certificăm un număr record de persoane. Directoarea centrului a aprobat printr-un ordin metodologia. Noi am proces la plasare pe site-ul bibliografiei a întrebărilor. Lumea. Am organizat împreună cu colegii din universități, centre fizice de certificare, adică întreaga Moldova din nou s-a angajat într-un nou de alegerile care urmează să se desfășoare. Pentru noi a fost curios. Colegii de la centru au făcut cu brio față la toate așteptările și la toate tentativele de certificare repetată. Ori de fiecare dată noi speram că o să fie o singură sesiune, dar ne-am pomenit cu trei. Respectiv colegii din raioane, chinăciunile mele pentru că au reușit să învețe din nou regulile de mers și au reușit să organizeze și la nivel raional certificările pentru persoanele care nu s-au putut deplasa în centrele regionale. Și observatorilor Promolex că au răspuns la rugămințele noastre și au reușit să monitorizeze procesul. Deci, cel puțin în 2023, noi am făcut un crash test a regulamentului, urmează deja anul viitor să venim cu lecțiile învățate și să aplicăm certificarea așa cum ne-am propus noi când am aprobat regulamentul.
Mersi mult și felicitări pentru întreg acest exercițiu pe care l-ați trecut în revistă. Mie îmi plac asemenea sesiuni de discuții pentru că oferă oportunitatea să adun la un loc oameni care în viața de zi cu zi sau zilnic la lucru nu prea au posibilitatea să discute între ei și știți că prima rândunică deja cumva a ieșit în cuib în momentul în care ați menționat de diasporă, domnul Roșca a zis că și repijor și-a făcut notițe, așa că eu cred că asta este menirea discuției pe care o avem astăzi. Domnule Bucătaru, cu siguranță vom aștepta de la dumneavoastră să împărtășiți cu noi și observațiile, dar am să vă rog să le lăsați pentru următorul panel. Acum am să vă întreb, pentru că ați fost un partener în cadrul întregului acestui proces de certificare și specializare, din perspectiva societății civile, ați fost un watchdog al întregului proces, ce ați scoat în față când vorbim de punctele forte, pe de o parte, dar și limitări, pe de altă parte, ale cadrului legal actual privind certificarea și specializarea în domeniul electoral? Mulțumesc mult, poate partener prea mult spus, dar oricum acuși o să detaliez anumite situații pe partea de contribuție. Eu nu pot să nu încep, cu toate că prea mult negați într-o propoziție, o să întorc altfel. Eu chiar vreau să felicit cu acești 12 ani, da, care sunt, din simplu motiv că o parte din viața mea profesională, dar și din viața mea a fost partea CIC de care continuă, am fost și eu formator în cadrul centrului la anumite perioade pentru mulțumesc și invitați la oportunități posibil să mă implic și m-am bucurat, am văzut multă lume care la diferite etape au fost implicați inclusiv în constituirea centrului de instruire, în dezvoltarea acestuia. Și cei ce ține nemijlocit, dacă să revenim la subiectul prevederilor legale, aceea ce s-a făcut la aceste alegeri, câteva momente vreau să nuanțez. Nu o să fac o mare descoperire când o să zic că este complicat cu resursele umane în Republica Moldova. Și cel mai ușor este să dai vina pe că acela nu s-a isprăvit la nivelul întâi, sau că inclusiv observatorul acela iarăși nu știu ce acolo și cum acolo. Toți suntem conștienți, asta e ultimul lucru care trebuie să facă o persoană publică, o persoană de stat să învinuiască cetățenii, ori din acest punct de vedere, anume faptul. Și eu aici aș utiliza două cuvinte. Până acum cuvântul cheie era certificarea, care până la urmă parcă s-a rupt cealaltă, două aripi până la urmă, care eu vreau să insist în continuare, instruirea și certificarea. Și în acest punct de vedere, instruirea este o obligație a autorităților publice să facă acest lucru, să lucreze cu acele resurse umane care le avem noi. Alegerile locale sunt într-adevăr acele hârtii de turnesol. Cunoaștem toți, suntem din domeniu, care implică mai mult. Este necesar ca acești oameni să fie ajutați, fiindcă toți contribuie la un scop comun. Centrul de instruire continuă, îi felicit, s-au isprăvit cu acele resurse care le au ei, s-au isprăvit de minune. Eu vă spun sincer, sunt foarte invidios pe domnul Roșca. Chiar invidios. Eu sunt simplu cetățean. Eu doar pot să recomand oameni buni, faceți cât mai multe instruiri. Dar domnul Roșca, mult de față cu toți, a propus la 3 luni oameni buni. El e deputat, el știe că el deja pregătește amendamente să finanțeze centrul de instruire continuă în domeniul electoral, deja a promis public lucrul ăsta, așa că aveți un aliat, a promis public că va contribui și va face tot posibil să finanțeze ca să fie cât mai multe instruiri. Eu aș spune, am trăit într-o perioadă chiar, zic am trăit, am trăit în sens de partea a CECD-ului într-o perioadă foarte fericită, când formări se făceau în fiecare zi. În ajun de alegeri, toți erau implicați în formări, fiind deja doamna președintă a menționat acel aspect când se spunea despre faptul că atunci era o prevedere în cod, probabil, la fel de formator, eu nu știam poate toate subtilități, probabil, dar cu siguranță că erau bani, au fost finanțări ca acest. În sensul ăsta, sper că nu închid nimic microfonul, în sensul ăsta, cu siguranță, când se vorbește de acea prima idee ce mi-a venit, vor fi și finanțări pentru așa ceva. Și în acest punct de vedere, dincolo, mulțumim pentru permisiunea care ați făcut-o, pentru acea contribuție care veți avea la suplimentare, dacă este necesară, că doamna Bordeanu aveți un aliat foarte bun în acest sens.
Acum, revenind la subiectul cu cadrul legal, dacă să zicem, și cu mai mult, apropo, cadrul legal, iarăși, foarte conștient și cu toată trup și suflet, vorba și ei, pentru CIGDE și împreună cu colega de la Comisia Electorală Centrală, e foarte de... Dar cu siguranță că noi vin spre viitor. Și eu revin la cod. Codul spune negru pe alb la articolul 33 că Centrul de Instruire Continuă în domeniul titular instruiește și certifică. Instruiește și certifică. Ori, de exemplu, regulamentul la o simplă căutare instruirii se găsește o singură dată și atunci... Ori în regulamentul respectiv nu este componenta de instruire. Din care cauză eu insist, cred că domnul Roșca zice, să ajungi într-un fel de nu, dar insist și asta, dincolo de orice glumă, instruirile vor fi făcute atunci când vor fi finanțare. Și lucrul ăsta trebuie făcut, trebuie, și după care ar trebui să urmeze această certificare. Și cam asta. Apropo, o subtilitate tehnică, nu e așa de importantă, dar așa poate... trebuie să recunosc, apropo, că este practic unicul regulament care, ca și asociație, noi nu l-am consultat până la 1 iulie. Și lucrul ăsta l-am descurit post factum. Aici e o subtilitate pur tehnică care poate și nu trebuie acum să zic, dar personal pe mine, fiind chiar vreau să-l citesc, dar din cauza că el nu a apărut în șirul care de jos s-a regăsit sus acolo la transparență decizională, chiar a fost o scăpare și chiar regret lucrul ăsta. Ori pe viitor chiar ne vom strădui în limita în care e posibil, cel puțin eu din experiența care o am, să contribuim la perfecționare. Încă o dată felicitări. Felicitări CIGDE pentru efortul care l-ați făcut. Eu personal doar și doar de bine despre acele vremuri care am fost împreună și despre instituția care cu acele resurse care le aveți umane și inclusiv financiare, la ce fapte multe, la ce lucruri multe reușiți să faceți. Felicitări, vă felicit! Da. Mulțumim mult, domnule Bogătaru. Vă rog mult să nu vă faceți griji dacă microfonul face amenuni. Noastră ați reușit să vă faceți auzit și în momentele în care microfonul era deconectat. Domnul Roșca, Sunt obligat să răspund. Eu de ce am spus acea periodicitate, odată la 3 luni sau la jumătate de an, fiindcă din punctul meu de vedere, procesul electoral este foarte conect la securitatea statului. Și dacă noi nu vom securiza votul și nu vom securiza procesul, atunci riscăm să avem probleme din punct de vedere a securității statului, pe de o parte. Pe de altă parte, funcționarul electoral sau deciziile funcționarului electoral inspiră încredere deja atât a cetățenilor, a alegătorilor, cât și a concurenților electorali. Când funcționarii electorali sunt pregătiți, deja și încrederea în procesul lor decizional la fel crește. Asta ce am vrut să adaug. Dar în codul electoral nu este limitat numărul de instruiri și numărul de certificări. De aceea, el permite la etapa actuală, CIGDE finanțarea poate că nu permite. Dar în rest, are pârghii destule ca să facă ori de câte ori are nevoie. Mulțumim mult, dragi invitați în panel, poate pentru că în scurt timp îl vom încheia, vreți poate să faceți o remarcă, în cazul în care nu, da, doamna Munteanu. Să fac și o remarcă ca unul dintre autorii acestui regulament, la cele spuse domnul Bucătaru, eu încă o dată o să fac o mică mențiune despre modalitatea în care noi vrem să edificăm procesul de certificare și de ce apare diviziunea asta dintre instruire și certificare. Propriu zis, certificare presupune o instruire, hai să spun așa, de sine stătătoare, o pregătire de sine stătătoare. Hai să facem o analogie cu ceea ce facem noi la facultate, cam 40% din efort trebuie să o depui de sine stătător în biblioteci și în fața calculatorului, nu, pentru că trăim în realitățile în care trăim. Instruirea rămâne să fie unul dintre obiectivele principale ale centrului, dar aici ne orientăm fie la educația civică, la capitolul la care CIGDE-ul la fel excelează, fie înainte de desfășurarea fiecărui scrutin, noi instruim plenar toți membrii CC-urilor, Consiliilor Electorale de Circumscripție, a birourilor electorale, adică propriu zis, noi rămânem cu capitolul instruirea, adică o să
perpetuăm activitatea pe care o desfășura centrul și anterior, și capitolul certificare, care este o noutate pentru noi, care o să fie făcută la un capitol suplimentar, adică suplimentar la ceea ce făcea centrul, să aibă loc certificarea, care însă o să fie, un garant a pregătirii funcționarului electoral pentru toate tipurile de scrutin și privitor la toate normele existente în cadrul legal care cumva reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor de toate tipurile. Mersi mult, dragi invitați în sală. Vrea cineva să intervină? Poate are un comentariu. Da, doamnă Caraman, vin eu lângă dumneavoastră. Mulțumesc. Ceea ce vreau și eu să subliniez, gândul continuu pe care îl spune Dana, centrul de instruire continuă în domeniul electoral, prin esența sa, este constituit pentru ca să instruiască continuu funcționarii electorali. Deci asta rămâne valabil și noi am pus accentul în aceste alegeri pe certificare și răspund acestei paranteze pe care a făcut-o domnul Bucătaru, de ce parcă s-a rupt această legătură între instruire și certificare. Ori noi eram puși în condițiile în care să organizăm anume procesul de certificare ca să extindem posibilitatea subiecților care au drept de desemnare în organele electorale să poată să înainteze aceste candidaturi. Ori ne-am pomenit în situația în care, dacă aplicam strict norma care spune că pot activa doar cei care au experiență în alegeri, da? Și dețin această certificare din oficiu pentru 2 ani, ne-am fi pomenit în situația că, bunăoară, un novice care a fost desemnat sau era cazul să fie desemnat de către un partid politic sau de către Consiliul Local sau de către instanța de judecată, deci cei care spune codul că pot înainta candidaturi, nu ar fi avut acest drept. Și atunci ne-am mobilizat și am zis că punem accentul pe certificare, pe acest permis de conducere, dacă vreți, pentru aceste alegeri. Și pentru ca să facem acest lucru sub monitorizarea strictă a observatorilor, nu doar a Promolexului, dar în general a societății, era necesar să fie într-un cadru legal. De asta și a apărut acest regulament privind certificarea. Și încă un lucru vreau să mai accentuez, că una este să existe norma în codul electoral, dar altceva este să fii pregătit și cu toate acele sisteme sau acea aplicație care ne va ajuta pe viitor să facem certificarea. Oricineva bunăoară poate să se instruiască de sine stătător și să vină doar să obțină acest certificat. Noi îi oferim posibilitatea, ori legea îi oferă această posibilitate. Și încă un lucru la care va trebui să lucrăm ca să avem într-un sfârșit acest sistem, pentru că, de fapt, ar trebui să fie printr-o modalitate tehnologizată acest lucru, ca să putem oferi posibilitatea și celor din diasporă să treacă această certificare. Deci nu este ruptă legătura dintre instruire și certificare, doar că în aceste alegeri le-am făcut pe rând. Pentru că dacă, să știți că noi am avut dispute foarte înflăcărate despre faptul că dați să facem o minimă pregătire și după asta să susțin acest examen. Dar dacă mergeam pe formula aceasta, nu cred că ne-ar fi reușit. Mulțumim mult! Mulțumim mult, dragi invitați! Mai vrea cineva să intervină? Da, vă rog! Bună ziua, dragi colegi! Pavel Căpăcencu. Am câteva, trei, cred că, remarci la ceea ce au vorbit colegii. Prima, cred că, ține de clubul foștilor cegdiști. Cred că deja e timpul să-l creăm. Da? Mulțumesc! Dar acum, deja referitor la finanțare, ceva ce a ridicat întrebarea Igor, este foarte important și vreau să vă reamintesc că, de fapt, în regulamentul CGD sunt menționate câteva modalități de finanțare, una de bază, bineînțeles, bugetul de stat, și alta sunt servicii oferite de către CGD.
Și în același timp vreau să vă reamintesc că partidele politice care, de fapt, înaintează membrii și biroului și Consiliului Electorare primesc și finanțare publică, adică finanțare din partea statului, care este prin idee, într-o lume ideală, folosită și pentru capacitățile, adică pentru îmbunătățirile, dezvoltarea capacităților acestor partide, ce intră în, iarăși, area aceasta de instruire, a centrului de instruire continuă, care este oferită, iarăși, reșind din numire, noi avem cuvântul continuu în denumirea centrului. Deci, este foarte important și poziția partidelor aici, unde își canalizează, în ce parte își canalizează finanțele acelea publice care le primesc partidele. Dar centrul, eu sunt sigur, este întotdeauna gata și mulțumesc, iarăși, Igor, pentru aceea că ai menționat despre două aripi și despre aceea că este o obligație a instituțiilor publice, inclusiv și a CICDE, de a oferi instruirea, dar, din păcate, noi nu avem încă ca obligație participarea la instruire. Și noi știm că acele instruiri care sunt oferite de CICDE înainte de alegeri, da, noi avem, din 100 de invitați, avem 80 colegi, da, 80% de participare, asta în mediu. Da? Sunt cazuri mai bune, sunt cazuri mai rele. Deci, obligativitatea de a participa la instruiri tot a fi bine cumva reflectată și în codul electoral. Dar aceasta ține bine, poate ține și de instruirile care sunt oferite înainte de alegeri, dar poate fi diferită ceva de instruirea de necesară pentru certificare, care poate fi și făcută și de sine stătător, dar și cu ajutorul partidului și suportul centrului de instruire continuă, în mod de, iarăși, individual. Iarăși aici publicitatea centrului, pe site-ul centrului cicde.md este o rubrică unde puteți să vă înscrieți la instruiri, deci rubrica aceea este permanent deschisă, vă înscriți frumos, dacă sunt 20 și mai mult de persoane care s-au înscris la instruire, CICDE o face instruirea. Adresați-vă, vă rog frumos, și folosiți banii publici în scopuri necesare. Mersi mult! Da. Mulțumim mult. Așadar, în cazul în care nu mai sunt întrebări pentru această sesiune, dragi invitați, vă mulțumesc mult pentru intervenție. Doamnă Munteanu, vă rugăm mult să luați loc în sală. Domnule Roșca, cu dumneavoastră ne revedem într-o următoare sesiune. Domnule Bucătaru, vă rog dumneavoastră să rămâneți în scenă. Pentru că trecem la o nouă sesiune dedicată concluziilor și recomandărilor privind modalitatea în care s-a desfășurat certificarea funcționarilor electorale, așa că dumneavoastră aveți o intervenție și în acest panel. Panelul îl vom împărți în două sesiuni, pentru prima parte, în care cuvântul va fi oferit părților implicate în organizarea acestui proces. Așadar, o invit în scenă pe doamna Cristina Cucuruza, directoarea adjunctă CICDE, doamna Oxana Grigoriță, președinta Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală Drochia, doamna Leona Muntean, președinta Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală Ștefan Vodă și, desigur, domnul Bucătaru, analist electoral principal în cadrul Asociației Promolex. Doamna Cucuruza, dumneavoastră sunteți prima vorbitoare în panel pentru că să reprezentați, faceți parte din echipa CICDE și bănuiesc că pe intern considerați întreg procesul de certificare un fel de copil al organizației noastre. Vă rog mult să împărtășiți cu noi lecțiile învățate în urma procesului, inclusiv date statistice și concluzii pe care le-ați formulat împreună cu colegii. Mulțumesc frumos, doamna Railean. În afară de poezia pe care o aveam pregătită și pe care am scris-o foarte ușor, fiindcă de fapt trebuia să depă niște amintiri din perioada septembrie-octombrie 2023, vreau să profit de ocazie pentru a felicita CICDE-ul și când vorbesc de CICDE-ul nu vorbesc despre acele persoane care populează aripa stângă a blocului de la Vasile Alexandreu 119, mă refer la toți cei care au
pus câte o cărămidă an de an la construirea acelui brand, îmi permit să spun, numit Centru de Instruire în Domeniul Electoral. Deci fiecare program scris, fiecare instruire, fiecare demonstrare de excelență din partea tuturor experților care au muncit, au contribuit la ceea ce înseamnă Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, este absolut valoros și eu, în calitate de persoană care a populat destul de mult acea încăpere, mă consider norocoasă că am avut și am de la cine învăța. Și fiți de acord, așa cum ați menționat dumneavoastră, în contextul penuriei resurselor umane în Republica Moldova, eu zic că noi avem norocul de a ne afla printre persoane cu experiență, printre persoane pentru care instruirea continuă este un credo. De aceea, fiind și reprezentanta CICDEO la momentul actual, vreau să vă mulțumesc pentru acele cuvinte de apreciere. Deci ele se referă la noi, dar deopotrivă se referă la și la toți dumneavoastră ca parte a procesului electoral și ca parte a ceea ce înseamnă CICDE. S-a referit primul panel la mandatul legal pe care îl are Centrul de Instruire. Deja ați văzut că avem prevederi în codul electoral, avem un regulament destul de bine pus la punct, deoarece el conține un ideal al modului în care ar trebui să aibă loc certificarea, adică prin intermediul sistemului informațional. Ar fi fost perfect să avem acest sistem informațional la începutul lunii septembrie, când am realizat că au trecut doar câteva zile de la aprobarea acestuia și suntem în fața faptului împlinit, adică trebuie să asigurăm că acele persoane care nu au activat anterior în calitate de funcționari și funcționare electorale să aibă dreptul, să aibă posibilitatea de a fi desemnate în calitate de membri și membre în organele electorale. Fiindcă fiți de acord, în caz contrar am fi lezat un drept, da? Ceea ce este inadmisibil în acest caz. Respectiv, nu am avut sistemul. Am constatat acest lucru, dar show must go on, da? Respectiv, așa cum a zis și doamna Munteanu, am elaborat acea metodologie care cumva ne-a acoperit partea de organizare, dar pe care a trebuit-o să și o adaptăm din mers. O să construiesc narativul meu asupra poveștii certificării din 2023, răspunzând la următoarele întrebări. Cine? Deci vorbim despre procesul organizațional. Așa cum a zis doamna Munteanu, de fapt greul a stat pe umerii acelei comisii de certificare și aici vorbim și de funcționare CEC și de funcționare CICDE și vorbim și despre președinte și președintele Consiliului Electoral de Circumscripție care au gestionat procesul în teritoriu și care au fost și asistenți. Dumnealor au posibilitate să, în măsura în care doresc să deschidă toate parantezele și de asemenea colegile din public, o să vă rog să faceți acest lucru. Noi desigur că le cunoaștem doar dintr-o parte. Așa e și cu siguranță sunt multe de spus la acest capitol, dar am văzut rezultatele și acest lucru este meritul faptului că au gestionat bine procesul. Astfel, 7 persoane din comisia de certificare, eu am aici un slide cu o poză foarte emblematică. Este vorba de procesul de verificare a testelor pe hârtie. Deci prima etapă, cea din 6-8 septembrie, din cele 3 menționate, s-a desfășurat prin completarea unui test pe hârtie din 30 de întrebări, deci sunt niște teste grile cu o singură variantă de răspuns
Și ca și la școală, ca și la universitate, candidații le-au răspuns. Au răspuns la aceste întrebări, iar noi ar trebui să procesăm într-un timp record toate aceste teste pentru ca în termen de 3 zile de la ultimul examen să publicăm pe pagina centrului nostru rezultatele, astfel încât subiecții desemnați să aibă acoperirea juridică pentru a desemna persoanele în organele electorale. Deci așa s-a întâmplat la prima etapă, din cele 3, după cum s-au spus, a fost ulterior încă o etapă la sfârșitul lunii septembrie, în special pentru membrii care urmeau să fie desemnați în componența biroului și electoral și la fel încă o sesiune pe 9-10 octombrie, tot pentru același public. Respectiv, dacă la prima etapă mai mult comisia gestiona procesul, fiindcă au fost 3 centre regionale, vorbim de Chișinău, Bălți, Cahul. Ulterior, etapa a doua și a treia a fost pe umerii consiliilor electorale de circumscripție și în poza numărul 2 aveți tot o poză emblematică de la Consiliul Electoral, transmisă de Consiliul Electoral de Circumscripție Florești. Deci vedeți aici candidați de toate vârstele implicați în procesul de soluționare a acestui test deja la calculator, adică prin completarea unui formular electronic. Avantajul lui, deci acestei soluții pe care am aplicat-o din mers, este faptul că candidații din start au văzut care sunt rezultatele, da? Și respectiv deja subiecții desemnați aveau informația într-un timp record, de astfel ca și președinții de CC-uri. Unde deja v-am comunicat, deci am început la etapa regională, ulterior, practic toate cele 30 ceva de circumscripție au organizat aceste examene în funcție de necesarul care parvenea de la subiecții cu drept de desemnare. De aceea, chiar să facem o analiză statistică, sunt discrepanțe între circumscripții, unele au avut nevoie de mai multe examene de certificate, altele mai puține, fiindcă s-a hotărât ca subiecții cu drept de desemnare să meargă pe acele persoane care deja erau în registru funcționarilor electorali. Tot vorbim despre persoane certificate, persoane care au participat la examene. Mă uitam eu la cifra aceasta de 2058 care au promovat examenul sau la cea de 2643 care au fost prezenți efectiv la examene, dacă nu ar fi prea modestă, da? Raportată la cifra de 20 ceva de mii. Dar să știți că nu este modestă, fiindcă vorbim despre persoane care nu au mai activat anterior, ceea ce ar trebui să bucure. Înseamnă că, raportându-ne la cifra de peste 4.000 de cereri de înscriere, eu zic că avem persoane noi care vor să facă parte din sistem și care vor să se înscrie în acest corp a funcționarilor electorali. Și dacă vedeți cifrele, avem o rată de promovabilitate destul de bună. Sunt absolut de acord cu antevorbitorii mei și în special cu ceea ce a spus doamna Caraman, în care a pus toate punctele pe i vis-a-vis de faptul că trebuia să facem o instruire propriu-zisă, dar haideți să vedem care este obiectul acestei instruiri. Ca să instruiești persoana de la prevederile constituționale până la regulamentul cu privire la sistematizarea și împachetarea materialelor electorale, vă dați bine seama, este de fapt un curs universitar. Da? Și capacitatea de a însuși această informație diferă. De aceea, noi nu fugim de responsabilitate, ba mai mult, avem chiar și planuri în acest sens. Vom elabora acele cursuri de pregătire a candidaților înainte de a veni în sala de examinare sau urmând online acest examen, urmând exemplul colegilor noștri din Georgia, care la fel fac acest lucru, dar și vreau să mă expun pe subiectul instruirii continuă a funcționarilor electorali. Doamnelor și domnilor, ea există. Așa?
Dacă să vorbim despre anul 2023 inclusiv, noi desfășurăm instruiri continuă pentru funcționari electorali pe diferite subiecte. Adică nu ne referim doar la procedurile electorale, da? Cum să completezi procesul verbal sau cum să centralizezi rezultatele. Vorbim despre integritatea procesului electoral. Vorbim despre încălcările din domeniul electoral, ceea ce a spus domnul Roșca, că este foarte important ca funcționarii electorali să știe care este latura obiective și subiective unei infracțiuni din domeniul electoral. Acest lucru o facem. Sunt de acord încă cu pași mici, încă la o scară mai restrânsă, dar dacă vedem că este cerere, da? Atunci cu siguranță va fi și oferta. Oferta este constantă, tot cei care își manifestă voința de a beneficia de o instruire o pot face, pentru că o facem din banii contribuabililor, respectiv valorificăm banii publici, dar de asemenea îmi place și ceea ce a zis domnul Cabacenco, că într-adevăr vrem să ne extindem relațiile cu partidele politice. Ori suntem echidistanți și suntem disponibili să acordăm această instruire indiferent de numele partidului și culoarea sa. Deci, cam acestea au fost, aceasta a fost retrospectiva a ceea ce a însemnat certificarea în 2023. Posibil considerați că a fost primitivă, dar vă asigur că a fost la capacitatea maximă pe care am putut-o face și mulți dintre dumneavoastră a subliniat că cu puține persoane, desigur au fost 6, inclusiv contabila și doamna juristă care se află aici, deci din formatoare au fost 3 la număr împlecate, subsemnata care a fost și secretarea Comisiei de Certificare, plus doamna directoare care s-a implicat în tot procesul ceea ce însemnat certificare și instruire. Deci dumneaei poate să conducă o uzină și să gestioneze toate procesele care se întâmplă în această mașinărie. Și vorbind de finanțare, constatăm că vom putea face certificarea în 2023 doar dacă vom mări statele de personal și vom avea o persoană dedicată în acest sens. Ori acel sistem la care visăm și care trebuie implementat, fiindcă nu avem altă soluție, va trebui în mod constant să fie gestionată de un administrator de certificare, așa se numește și conform termenilor de referință din respectiva caietului de sarcini și este inevitabil pentru a asigura acest proces ca să existe această persoană să facă parte din CIG. Eu zic de o persoană. Dar vă dați seama că, iarăși, odată ce o să pornim mașinărie certificării acele electronice în 2023, putem să vedem că nu putem face față. Dar astăzi vorbim despre lucruri pozitive. De aceea eu zic că da, copilul ăsta s-a născut. Copilul ăsta a avut mai multe moașe, dar care și-a făcut treaba bine. Buricul-i tăiat. Exact. Și de aceea eu vreau să transmit deja microfonul. Eu am o întrebare, dacă îmi permiteți. Spuneți. La capitolul instruire, pentru că îmi dau seama că e un fel de călcâi de al lui Ahile și este necesar, ați luat în calcul cumva, de exemplu, în instruirea pe online, lecții online, astfel încât oamenii există? Diana, lucrul acesta există și este accesibil, doar deci este vorba despre platforma de instruire la distanță, deci e-learning.cigde.md. În prezent aici sunt cursuri inclusiv cu tematică generală, dar și pentru diferite scrutine, da, iar dacă vorbim despre certificare, vor fi mai multe cursuri care să acoperă acele subiecte ce se regăsesc în tematicile examenului. Mersi mult. Doamna Grigoriță, dumneavoastră sunteți următoarea vorbitoare și fac anunțul pentru transmiterea microfonului. Președinta Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală Drochia, dumneavoastră ați făcut parte nemijlocit din procesul de certificare la nivelul circumscripțiilor electorale, respectiv rolul dumneavoastră a fost esențial în asigurarea unei bune desfășurări a procesului. Care au fost provocările
pe de o parte, dar și reușitele, că inclusiv de asta vorbim astăzi, pe care le-ați întâmpinat în momentul implementării întregului proces de certificare. Bună ziua! Dați-mi voi întâi să felicit și eu Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral cu acest frumos jubileu și iertați modestia, dar eu cu Aliona facem parte și noi din 2015 ca formatori acestui centru. Sperăm că o să ne mențină în continuare. Mulțumim! Mereu am tins să cunoaștem lucrurile noi, să facem față lucrurilor noi și provocărilor. Vreau să zic că acea bancă de întrebări care a apărut a fost o provocare însă și pentru mine personal. Să-mi, încă o dată, să-mi văd care îmi sunt cunoștințele, care îmi sunt capacitățile mele de a răspunde și operativ undeva și sigur că corect să fie. Ce impedimente au fost în teritoriu? Văd un impediment când s-a făcut certificarea în centrele regionale, dar am avut din teritoriu mulți subiecti care s-au potențiali funcționari electorali, care s-au înregistrat la certificare, dar din anumite motive nu au putut fi prezenți la acel examen de certificare. Aici noi am putea vorbi de acea distanță de la domiciliul acestora până la centru, necesarul de a schimba și 2 și 3 unități de transport, iarăși programul unităților de transport nu se suprapuneau sau se suprapuneau și nu se puteau deplasa, sau același impediment de la serviciu, motivul. Poate eu aș vedea undeva să dăm responsabilitate și administrației publice locale, undeva să-i mobilizăm ca în cazul în care avem așa potențiali subiecti funcționari electorali care vor să se certifice să fie funcționari electorali, ca administrația publică locală să le pună cel puțin la dispoziție mașina de la serviciu, în mare parte primăriile au autoturism de serviciu, ca să-i poată deplasa la aceste centre. Deja dacă vorbim de certificarea care a fost în Raioane, haideți să o spunem așa, e salutabil momentul că acele instituții publice au pus la dispoziție deschis și au fost foarte activ sau au reacționat la ne pune la dispoziție acele săli de calculatoare cu acces la rețeaua de internet, unde am putut certifica mai mulți funcționari electorali. Am avut situații când au fost așa funcționari care la prima certificare nu au obținut numărul necesar de puncte ca să fie certificați, dar care nu au lăsat mâinile în jos și au venit la următoarea certificare. Este foarte salutabil momentul dat. Am avut așa momente când, cum a menționat și Cristina, că au fost de diferite vârste persoane înregistrate. Persoane care la momentul înregistrării nu cunoșteau calculatorul, nu se puteau înregistra. Același nume, prenume, aceeași poștă electronică, au fost inițial ajutați, dar pe parcurs la întrebări ei au răspuns foarte bine. Erau pregătiți, din punctul ăsta de vedere, erau pregătiți, doar cât necunoașterea calculatorului a fost un impediment. Salutabil reprezentanții partidelor politice din teritoriu, tot au salutat metoda de certificare care au fost implementată. Noi am în permanență, când se organizau acele sesiuni de certificare, am pus la dispoziție atât autorităților publice locale, mi s-a ajutat că urmează la data X, Y să fie organizate sesiuni de certificare, cât și am informat și reprezentanții partidelor politice despre aceasta. În rest, deci, ce este caracteristic pentru alegerile locale generale? O bună parte, deci da, noi avem funcționari electorali care se regăseau în registrul funcționarilor electorali, dar o bună parte din ei se regăseau pe cele liste de concurenți electorali. Și atât aici a fost necesarul de a certifica un număr mai mare de funcționari care până acum nu au avut acea experiență, dar dornici de a cunoaște. Multe din rezultatul scrutinului, chiar după finisarea scrutinului, am avut și mesaje de mulțumire că acele întrebări din banca de întrebări, deci le-au ajutat foarte mult. Au fost expuse în banca de întrebări niște situații care ei au fost implementate pe parcursul zilei și ei știau că uite de acolo la banca de întrebări eu am avut așa situații. Ceea ce denotă că ei nu au trecut doar prin revistă întrebările astea, dar chiar le-au examinat minuțios. Ce ține la instruiri, eu
instruire față de față. Eu cred că este tot destul de bine și Centrul de Instruire Continuă de Comun cu Comisia Electorală Centrală doar le aplică și le practică. El este binevenit acele exerciții practice care le facem noi cu acești membri ai organelor electorale. Acel proces de numărare a voturilor, întocmirea procesului verbal, acel exemplu de împachetare a buletinelor, a sacilor și transmiterea documentelor. Îi provoc permanent când aveam acele seminare de instruire, îi provocam mereu pe acești funcționari ca să discutăm despre diferite situații sau momente ce le-au întâmpinat ei în activitate și poate unora pe viitor le va prinde bine în cazul în care le discutăm și ce soluții au luat, cât de corectă a fost soluția și sau dacă nu a fost corectă soluția, le recomandăm că uitați-vă, iată, ar trebui așa și să ajungea la rezultatul contat. Este foarte bine ceea ce s-a întâmplat acum. Sperăm că și vă asigurăm Centrul de Instruire Continuă că noi o să fim alături și o să vă susținem la orice solicitare și să nu ne lăsați în umbră. Spuneați că din 2015 cumva puneți umărul la o bună desfășurare a alegerilor la Drochia. Iată această certificare. Deci ați văzut numeroase scrutine electorale. Această certificare a adus plus valoare, calitate pentru procesul electoral. Sigur, da. S-a văzut în activitatea care este pentru alegerile locale, generale locale sunt alegeri destul de grele, dar rezultatele au fost foarte bune. Vreau să zic cel puțin la Drochia. Mulțumim mult, doamna Grigoriță. De la Drochia ne îndreptăm la Ștefan Vodă. Doamna Aleona Muntean, având în vedere inclusiv experiența noastră din 2015, înțeleg de la doamna Grigoriță, vorbind despre provocări, iată în cazul la Ștefan Vodă, ce provocări specifice ați întâmpinat în întreg procesul de certificare? Deci dați-mi și mie, înainte de toate, să salut doamna președintă, onorată asistență, stimați colegii și colegile de la CECD, pentru că, într-adevăr, corect a spus Oxana, pentru noi, de fapt, CECD-ul nu este doar un centru de instruire, ci cred că deja prietenii și colegii, pentru că când vin la Comisia Electorală Centrală, eu de fiecare dată, în mod obligatoriu, intru să le salut, pentru că deja noi suntem așa ca o familie de ani de zile. Și dacă trecem la provocări, eu vreau să spun că, da, într-adevăr, în calitate de formator la CECD, eu sunt din 2015, ca în calitate de președint a Consiliului Electoral de Circumscripție de cea patra mandat, și vreau să spun că chiar atunci când am devenit președint, eu tot timpul am optat pentru memoria instituțională, chiar eram una dintre cei care spuneam că atâta timp cât nu o să menținem o filieră de profesionalism în organele electorale, nu o să îmbunătățim procesul electoral. Aceasta a fost o opțiune pentru care am optat permanent atunci când am avut ocazie. Și dacă trecem la certificare, ne uităm că, de fapt, certificarea presupune acea specializare a funcționarilor electorali. Și dacă la început, atunci când vorbeam despre certificare, da, am avut niște termeni foarte restrânși. Asta a fost prima provocare pentru cei care au desemnat candidați pentru organele electorale. Pentru că în termeni restrânși nu s-au gândit că va fi atât de responsabil, că trebuie să deplaseze la Chișinău sau în centru de instruire la Bălți, că trebuie să susțin un examen și nu un simplu examen, dar într-adevăr care să răspundă la banca de întrebări. Și vreau să vă spun că multe persoane, cel puțin din experiența ce am văzut eu la Ștefan Vodă, la un moment au renunțat să participe pentru că ei au început să conștientizeze că, de fapt, desemnarea lor în organul electoral nu este limitat doar la prezență fizică. Și doar de la faptul de a veni și a zice votat pentru și a pleca. El presupune susținerea acelui examen și cunoașterea unor norme. Și aceasta, într-un fel, i-a responsabilizat și asta cred că o să crească capacitatea instituțională a organelor electorale. Pentru că așa sunt eu de firea mea, dați-mi voie să mă laud, da? Cum zic eu de fiecare dată, că trebuie să fie asigurată calitatea. Și când vin și când am instruit de fiecare dată și când am fost președintă, am zis că alegerile, mai ales cele generale locale, sunt foarte complicate, sunt foarte grele. Nu vorbim de alte, să zicem, situații externe, dar vorbim de simplu proces pe care trebuie asigurat corect, care să crească gradul de credibilitate. Credeți-mă că dacă vă
iau telefonul meu Viber și vă arăt niște lucruri, o să vedeți că provocări sunt foarte multe în calitate de președinte și pentru cei care sunt funcționari electorali. Și atunci când n-ai o instruire, atunci când n-ai o pregătire, tu de fiecare dată, colegile mele, membrii liceului, veneau și spuneau, hai spune-mi, te rog frumos, unde să știm, pentru că ele erau cu experiență electorală și n-au trebuit să treacă certificarea. Dar, de fapt, trebuiau să cunoască nouul cod electoral, care a fost o provocare chiar din momentul implementării, nu pentru cei care au trecut certificarea sau erau disemnați, dar pentru noi, care, de fapt, parcă se părea că avem în spate acel concurs la funcție, avem acele instruiri de pregătire, dar credeți-mă că cred că peste un an și peste doi noi putem vorbi despre rezerve, pentru că pregătirea continuă, de ce și se numește probabil și centru de instruire continuă, pentru că ea altfel nu este posibil. Iar domeniul electoral, chiar dacă este scurt, de 55 de zile, pentru unii 30-40, depinde dacă e birou sau CC din nivelul 1, este complicat. Pentru că trebuie să asiguri calitate, trebuie să lași în spate un document care să-ți facă față. Și dacă vorbim de propriu zis la examen când veneau ei, evident că, cum a zis și Oxana, s-a așezat în față, trebuie să introducă, să facă niște date care personale pe care nu le putea. El nu se gândea că a venit, ai bine, o să treacă. Pentru că și este, cred că, important că și partidele care au desemnat persoanele și au dat seama că nu mai putem desemna pe oricine care pur și simplu formal acceptă și zice, bine, eu am timp și pot să vin la ședințe. Trebuie să desemneze o persoană care cel puțin este responsabil și poate să asimileze acele minime cunoștințe de a se implica într-acest proces electoral. Și aici este foarte principal că noi, într-adevăr, prin certificare o să creștem specializarea. Nu putem să spunem că nu a fost tot ideal și a fost totul bine. Evident că rezerve sunt ca în orice proces, nu zadar să zicem că doar când nu muncești, atunci probabil totul este ok și totul este perfect. De aceea eu vreau să spun și apreciez munca de colegii care le-au făcut de la Centrul de Instruire Continuă, pentru că eu știu cum muncesc cu suflet și cu totul pentru cei ce fac ele. Și chiar atunci când ei au apelat la noi, pentru mine asta era ceva normal și obișnuit. Pentru că eu înțelegeam că, într-adevăr, altfel nu o să asigurăm. Și, într-adevăr, a zis Oxana, că trebuie să ne gândim la această deplasare la ei. Trebuie să ne gândim, poate, într-adevăr, cum a zis domnul Roșca, mi-a plăcut, poate nu la 3 luni, la 6 luni sau la, nu știu, la o perioadă, să provocăm persoanele care să vrea să certifice pentru următoarele alegeri. De exemplu, eu la Ștefan Vodă am 5 tineri care s-au certificat. Unul din ei a fost și consultant în CC numărul 2, dar s-au certificat pentru următoarele alegeri. Și vreau să vă spun că eu, ca provocare și ca propunere, am zis că am să vorbesc chiar și cu Doina și colegile de la CD, să ne gândim că poate mai aproape de alegerile prezidențiale, să încercăm să deschidem o apelare de certificare, să încercăm să provocăm concurenții, deci partidele care o să disemneze, ca să încercăm să pregătim tinerii, persoanele care să le-ar părea ceva interesant, să se implice în acest proces și să activeze în organele electorale. Haideți, nici nu idealizez, pentru că venind de la nivelul 2 de jos, eu cunosc și potențialul și cadrul uman care îl avem acolo, dar noi încă putem, noi încă avem unde dezvolta, avem cei tineri de 18 ani la licee care ar putea să fie implicați, încurajați. Adică potențialul îl putem identifica noi, președinții CC-urilor, pe care să încercăm să ne asigurăm într-adevăr niște funcționari electorali de calitate. Pentru că atâta timp cât dorim să avem un proces electoral cât mai calitativ, cât mai democratic și cât mai într-adevăr asigură, ca să trezească și să crească credibilitatea cetățeanului, noi trebuie să asigurăm că oamenii care sunt acolo, într-adevăr, sunt cei mai buni și, într-adevăr, indiferent că sunt desemnați de concurenți electorali, de administrația publică sau din registrul funcționarilor electorali, dar ei, într-adevăr, sunt cei mai buni din cei mai buni și experimentați. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnă Muntean! Vă aud ca o fană a procesului de certificare. Totuși, dacă ar fi să îmbunătățiți procesul sau un aspect din proces, care ar fi acesta? Perioada asta de acordare care ar putea, deci, să fie deschis mai lung, să fie procesul, pentru că noi am fost în niște termeni restrânși și impuși și aceasta, și v-am zis faptul că nici partidele au desemnat, da? Nici administrația publică. Ei nu au conștientizat probabil la justa valoare importanța și obligativitatea acestei certificări. Adică ei n-au luat-o chiar atât de serios. Ei s-au gândit că undeva o să treacă, o să reușească. Și atunci când au văzut că stai că nu-i chiar așa și stai puțin că trebuie să... Și eu am avut exact ca și Oxana persoane care au dat prima oară la Chișinău și n-au trecut certificare, după care au venit și au susținut-o la Ștefan Vodă. Și deja se vedea că ei cunoșteau, pentru că
Vrem noi, nu vrem. Atunci când ești în local, se uite alături și încearcă să șoptească colegului de alături. Susținerea asta noastră reciprocă. Și se vedea deja că persoana avea o experiență. Ea știa niște lucruri și putea și încerca să încurajeze pe cei. Mulțumesc mult, domnule Bucătaru. Observatorii Asociației Promolex au avut cumva menirea să observe și să monitorizeze procesul examenelor propriu-zise, examenelor de certificare. Dacă ați scoate în față câteva observații principale, care ar fi acestea? Da, mulțumesc mult. Într-adevăr, observatorii noștri din teritoriu, observatorii pe termen lung, au fost implicați în procesul de observare a procedurilor și în acest fel discutam și în prima parte, mulțumim inițiativei care a venit din partea Centrului de Instruire, din partea Comisiei Electorale Centrale. Cu siguranță că nu știu dacă aș avea foarte multe de adăugat la cele ce au vorbit colegele care la fel au participat nemijlocit la acel proces. Ori revin la ideea generală, cu și poate eu trece pe anumite cazuri mai particulare, dar ideea generală care a fost expusă și anterior și care planează că de principiu s-a reușit în acele condiții care au fost, acele pe undeva așteptările erau care erau, dar situația a fost care a fost, în sensul de realități. Și în acele condiții, în acel timp restrâns, s-a reușit de făcut practic exemplar totul ce a fost posibil pentru perioada aceasta, ca pentru următoarea etapă, deja cu siguranță că este necesară efort. Dar aici, cum iarăși o să nuanțez ce s-a spus pe parcurs, că nu este doar rolul CIGD, este și celelalte părți implicate, în special partidele politice. Trebuie de continuat comunicarea aceasta. Sper că partidele, din ce spunea colega antevorbitoare, că despre faptul că la un moment dat ele s-au simțit cu așa de peretic, hop, stop, trebuie mai repede. Sper că această necesitate să o resimtă și ulterior, pe parcursul anului, să nu lese pe ultimul moment toate aceste momente, fiindcă, repet, cu siguranță că e un proces cu implicarea tuturor și responsabilitatea fiecăruia, ca nu pe final să fie arătat deci spre cei de care cu siguranță că ce depinde de dânsul și el face pe acest aspect. Nemijlocit, dacă să vorbim de observare, noi am fost implicați la etapele când s-a făcut la calculatoare, pe online, ori acele chinurile, aș numi, când mă uitam pozele, când se verifica acele sute cât erau ele acolo pe hârtie. Bine că s-a, în special pentru colegii de la CIGD, bine că s-a trecut pe partea cu online, să spunem. Și în acest punct de vedere, noi am fost prezenți la acele etape. Noi ne-am pregătit niște formulare în baza metodologiei, dar și în baza regulamentului, care prevedea principalele aspecte și concluzie care se regăsește și în rapoartele noastre de observare, că în general procesul a decurs conform prevederilor atât din metodologie cât și a celor ce se spune în regulament. Acele mici, se spun, bun, situații că eventual pe undeva cazuri particulare, singulare, că s-a permis ceva de copiat sau ceva, adesea se repet niște cazuri singulare, care cel puțin pe perioada prezenței observatorilor noștri, cu siguranță că n-au influențat rezultatele procesului, că, bun, au așa situații genul că mai trebuie organul ăsta să funcționeze într-un fel, vine repetat, adică asta este situația pe anumite aspecte, dar revin la ideea, felicitări pentru procesul care a fost realizat și succes în continuare, fiindcă există și câte oară astăzi se face referință la cuvântul din denumirea centrului, continuu. Este un proces continuu, procesul electoral, ciclic pe undeva, care necesită de la noi. Parcă ți-ar părea că mai suntem toți aici foarte mulți din domeniu, care de mulți ani și tot în domeniul ăsta rămânem. Și tot în fiecare an tot e mai interesant și mai interesant, ne mai vorbim de anul ăsta, când afli lucruri care până amunii și nu-ți treceau prin cap, într-un fel, atâta timp cât ești. Așa că e un domeniu care îți permite să te perfecționezi, dar și nu ți-i urât niciodată. Mulțumesc mult! Mulțumim mult! Doamna Cucuruza, vrea să facă o remarcă? Da, mulțumesc mult! Vreau doar să punctez câteva aspecte reși din discuții. Vreau să accentuez că acea certificare, acel certificat pe care îl obține candidatul după ce răspunde la mai bine de 70 de întrebări,
De fapt, el se eliberează pe o perioadă de 4 ani și eliberarea sau participarea la examen nu este condiționată de faptul că un partid sau un alt subiect îl va desemna. Adică eu, subsemnată, pot să mă înscriu la această certificare, să trec examenul, să obțin acea calificare și să obțin acel certificat independent de relațiile pe care le-am cu subiectul desemnării. Și respectiv, după aceea, deja voi fi atractivă pentru subiecții respectivi, fiindcă deja voi avea niște cunoștințe, voi avea niște competențe pe care pot să le aplic în calitate de membru sau membră a unui organ electoral. Respectiv, de perspectivă, noi putem să popularizăm această calitate de funcționare electoral și să fim atractivi prin deținerea acestor competențe, acestei specializări. Deci putem face o amplă campanie de popularizare în anii următori. De aceea salut faptul că am avut candidați cu vârsta de 18 ani și am avut un astfel de caz. Cunoașteți deja că avem multe activități de educație civică și inclusiv colegii care au plecat în teritoriu au comunicat tinerilor despre această posibilitate și eram sunați de acești tineri entuziaști care întreabă, dar unde și când pot să particip la examenul pentru funcționare electoral? Deci înseamnă că a avut priză la public, fapt care ne bucură în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim mult în sală! Sunt președinte ale mai multor consilii electorale de nivelul 2, dacă vrea și consideră cineva că vrea să se expună la subiect sau poate aveți cineva comentarii, da, vă rog. Mă apropii eu cu microfonul. Sunt Arina Crăjdan, sunt membră a Consiliului ăsta de certificare, da, care a verificat testele. Însă toată cariera mea până a fi formatoare în cadrul CGD era legat de studii în cadrul universității, deci de profesoară universitară. Și în acest context vreau să zic că este concept în învățământ, în genere, de validare a cunoștințelor. Deci certificarea este un proces de validare a competențelor, abilităților și cunoștințelor deja acumulate de o persoană. Poate să o facă de sine stătător această persoană și să-și ia certificatul și să devină funcționar electoral, poate să se pregătească în cadrul unui program de pregătire și atunci se certifică și se validează prin examen aceste competențe și poate să fie înaintat de către un partid pregătit, de către un partid, de către o autoritate publică, de către o judecătorie pentru ca să participe, da, la acest proces. Deci, certificarea oferă oportunități și Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral este instituția care validează cu ajutorul experților atrași din cadrul Comisiei Electorale Centrale, din cadrul universităților din Republica Moldova, de către membrii acestui Consiliu de Certificare. Noi o să extindem eu mi-aș dori, eu aș recomanda să extindem membritatea în Consiliul de Certificare în așa mod în care acest certificat să fie prestigios. Omul, având acest fel de certificat, să aibă la dosarul său de competență și aceste capacități și abilități certificate, care și îi oferă posibilitatea să fie dar și să fie mândru că, iată, într-o anumită perioadă a fost. Deci asta am vrut să zic. Mulțumim mult, doamnă Caraman. Mulțumesc. Pentru că noi și cu Dana va trebui să mergem, că avem și alte activități legate de aceste alegeri din toamnă, noi le numeam, dar văd că s-au cam... iau și o bucată din iarnă deja și tare am vrea să finalizăm cu acest proces până la Revelion, sper să ne reușească.
Vreau să zic că primesc o revelație ascultându-i pe cei împătimiți de activitatea de instruire continuă în domeniul electoral și care sunt alături de colegii noștri de foarte mult timp. Și vreau încă o dată să le mulțumesc pentru faptul că chiar au dat dovadă de solidaritate și susținere, ceea ce spunea Dana, că a fost și un test de cât de bine noi ne putem mobiliza și cât de mult putem să fim alături atunci când chiar este nevoie. Și doar prin acest efort comun ne-a reușit. În mod special vreau să le mulțumesc colegilor de la Promolex, pentru că noi recunoaștem, am făcut această deviere de la regulament, fiind în fața faptului că trebuia să răspundem acelor solicitări și să permitem această certificare. Și datorită faptului că au acceptat să monitorizeze și acest aspect și ei și-au modificat formularele, metodologia de observare și au fost parte în acest proces. Le mulțumim încă o dată. Mulțumim colegilor pentru aceste notițe pe care le-am făcut. Asta ne va ajuta să îmbunătățim procesul și să ne pregătim pentru următorii ani electorali. Mulțumesc încă o dată tuturor! Mulțumim mult, doamnă Caraman, dragi invitați și invitate. Apreciem prezența dumneavoastră în panel și vă rugăm mult să luați loc în sală, să continuați să fiți alături de noi. Noi trecem la partea a doua a sesiunii noastre, de această dată cu reprezentanții subiecțiilor cu drept de desemnare a membrilor în organele electorale. Îl reinvit în scenă pe domnul Roman Roșca, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, și doamna Svetlana Guivan, specialistă principală în cadrul Direcției Administrației Publică, Primăria Municipiului Bălți. Bună ziua și bine, dumneavoastră bine ați revenit în scenă, dumneavoastră bine ați venit la Chișinău. Doamna Guivan, cum este perceput procesul de certificare de către administrația publică locală? A creat dificultăți în identificarea persoanelor ce urmau să fie desemnate în cadrul organelor electorale sau dimpotrivă? Bună ziua tuturor! Deci sunt Guivan Svetlana, specialist principal din Direcția Administrației Publică Municipiul Bălți. Vreau să fac o paranteză, mai sunt și formator. Cum a spus domnul Pavel, clubul foștilor nu există. Clubul foștilor, suntem formatori și precedenți și actuali. Deci, din numele APLE Municipiului Bălți, vreau să vă zic deci, cum am activat noi. Am avut, așa zis, o bază de date ce ține de subiecte pe care deci trebuia să-i delegăm sau să, deci, prin decizia Consiliului în calitate de membri a biroului electoral. Ne-am axat deci, pe competențele acestor subiecți, pe deci, o, deci, experiență a lor, da, și atunci când au fost operate acele modificări în codul electoral cu certificarea, cumva a fost binevenită această modificare, pentru că, având o experiență activând în Consiliul Electoral Municipiul Bălți, de multe ori am observat situația când se punea un mare accent pe președintele biroului, da, sau pe o persoană care ducea totul absolut în spate, toată activitatea biroului, pentru că restul membrii, că nu știu, că nu au experiență, că nu vor. Deci, cum au spus colegele mele, doamna Leona, doamna Oxana, au venit în ziua de duminică și au plecat. Respectiv, este important ca toți subiecții, toți membrii biroului să fie competenți, să aibă o experiență în diferite cazuri, că sunt foarte multe provocări în acea zi, ca în comun să iau o decizie corectă, să procedeze corect și nu vorbim despre completarea unui proces verbal, vorbim de niște situații care nu sunt prescrise în codul electoral, în regulament. Respectiv, ei trebuie să ia niște măsuri, niște acțiuni corecte, legale, da, în imediat. Deci, revin, atunci când noi identificăm acești subiecte, noi ne-am axat în precedent pe persoane care au o experiență. Deci, așa o analiză a mea, practic 60-70% sunt profesori
din școli. Da? Profesorii tot timpul au dat dovadă de o responsabilitate în acest sens. Dar în ultimii ani, pentru că APL, municipiul Bălț, are un acord de colaborare cu CIGDE și noi am avut multe activități în cadrul primăriei, unde am atras tinerii din licee, de la universitate. Respectiv, atunci când am avut nevoie să facem lista cu membrii biroului, am invitat și persoanele tinere, da? Pe cei studenți, pe cei elevi, care au manifestat interes, care au studiat, au intrat în esență și, iarăși, din analiza mea, practic, cumva, deci vârsta este mai tânără în componența biroului. Certificarea aceasta va da un rezultat foarte bun în calitatea activării biroului electoral, respectiv, pentru noi, APL municipiul Bălț, deci nu a fost acum un impediment, noi știind din start acele prevederi, modificări din codul electoral, atunci când identificam persoanele, le-am spus că trebuie să persoane noi, da, sau persoane care au activat până în anul 2003, pare mi se, da, că este nevoie de un examen, de o certificare. Unicul moment atunci când era vorba că trebuie să se deploseze la Chișinău, asta cumva, deci au renunțat la această idee, așa cum a spus colega mea Oxana, dar când s-a făcut etapa 2 și a fost certificarea la Bălț, practic majoritatea au, deci, apelat, au participat în această certificare și au trecut examenul cu brio. Ce ați îmbunătăți în proces din punctul de vedere a apeleului? Deci, ulterior rămâne noi, APL, să avem o colaborare împreună cu președinta de la CC nivelul 2, pentru că deja CC2 deține o bază de funcționari certificați, noi am propus, dar nu cunoaștem situația mai departe, și îmbunătățirea, dorința este din partea funcționarilor, din partea persoanelor, este dorința de a activa în cadrul unui birou. Deja ține, iată, de deplasările acestea. Poate erau niște cazuri când s-au speriat din numărul de întrebări care trebuiau să-l studieze, da, și să fie pregătiți. Dar cine a dorit a mers până la final și a trecut. De îmbunătățit până când CIGDE cu brio s-a descurcat, este totul bine. Mulțumim mult, domnule Roșca. În prima parte a evenimentului dumneavoastră ați reprezentat panelul. Acum am să vă rog să vorbiți din perspectiva politică, să ne răspundeți la întrebări. Cum s-a văzut din partidul dumneavoastră procesul de certificare și ce impact credeți că a avut asupra calității și integrității alegerilor? Da, eu aș împărți această experiență în două categorii. Deci, dacă să ne referim la centre raionale și la localități rurale, a decurs normal. A decurs cât de cât normal, persoanele, în mare parte, practic de la alegeri la alegeri, se repetă cam unici aceleași persoane și ei cumva figurau deja în registrul funcționarului electoral și din persoanele care doreau să obțin această certificare, ei în etapa a doua au mers în circumscripțiile electorale și practic 80-90% au susținut examenele date, mai ales că aceste servicii, nu știu cum să le, ele sunt și plătite. Și pentru ei aceasta, da, bugetul familiei este unul servitor. Și ei merg mai deschis, mai ușor, e mai ușor de găsit. În Chișinău a fost o provocare mare. Deci 305 secții de vot în municipiul Chișinău și când am făcut noi lista cine sunt certificați, inițial parcă erau dar rând pe rând care se îmbolnăvea, care pleca peste hotare, care se dezamăgiră, nu știu, și tot așa, și atât rând pe rând, rândurile au început să scadă vrărit, da, și când am în prima parte, când am
îndemnat oamenii să meargă la certificare, în jur de 120 a fost prima etapă în care am delegat, apoi încă vreo 60. Deci sub 200 de persoane am delegat și, să știți, nemulțumirea lor de bază a fost orele de primirea examenelor, fiindcă cumva ei sunt la serviciu și aici în Chișinău e mai complicat cu... Dar care au fost orele? Când s-au trecut examenele? În timpul programului, am înțeles. Da. Dar diferit, deci erau mai multe ore, nu doar era o singură oră, erau mai multe ore și iată, ei a fost aici nemulțumirea lor. Plus la toate, ei cumva își doreau și online, da? Că ar fi existat și posibilitatea examinării online, fiindcă cumva iarăși rezolvă probleme cu deplasările de la serviciu. Sau dacă au plecat de la serviciu, să aibă o confirmare că iată, sunt orele, sunt motivate lipsei de la serviciu. Și deci asta a circulat mult, telefonul meu. Deci dacă în raioane telefonul era foarte ok, bine, ce ține de Chișinău, pur și simplu exploda baterie o oră, două, dacă mai rezista. Plus la toate, noi, după ce a trecut primul tur, iarăși a intervenit aceeași problemă. Deplasări, îmbolnăviri și deja după asta nu au mai avut loc certificări. Și aici în Chișinău iarăși a apărut o problemă. De unde luăm oameni? Cum delegăm oameni, fiindcă noi nu mai avem oameni certificați? Ăștia au renunțat, fiindcă au diferite probleme personale, alții nu vin, alții nu sunt certificați. Ce facem cu ei? Și din câte eu știu, au fost probleme mari la Chișinău și cu registrul funcționarilor electoral. Nici de acolo nu se prea identificau doritori. Deci pentru Chișinău a fost totuși o experiență așa mai voluminoasă, care cred că CICDEU deja și-a notat neajunsurile principale și către următorul ciclu care vine acum prezidențial va fi mai bine. Ce aș mai dorea din nemulțumirile pe care le mai încerc să mi le aduc aminte, nu știu, iarăși, dar de fapt asta nu mai ține de certificare, astea sunt alte probleme și nu cred că merită să fie menționate. Cam asta sunt de bază. Spunea doamna Muntean, și eu vin de presă, eu sunt de formare jurnalistă și mi-amintesc când mai multe alegeri făceam reportaje despre nivelul de instruire a funcționarilor electorali și discutam cu primari care îmi spuneau că sunt nevoiți să lucreze cu oameni fără studii, delegați din partea partidelor politici. Sigur, lipsa studiilor nu înseamnă că persoana nu are capacități, de exemplu, cum spunea doamna Grigoriță, nu știi computer, dar știi foarte bine legislația. Nu, din păcate erau situațiile când lipsa studiilor chiar oglindeau și incapacitatea de a face față anumitor situații. Revenind la întrebare, a responsabilizat acest proces partidele politice cumva să caute mai atent prin pușculița cu oameni, să zic, pe care i-au la dispoziție? Cu siguranță a responsabilizat, dar și resursa umană este destul de limitată și uneori chiar suntem nevoiți să decurgem și chiar persoanele care nici nu le cunoaștem, nici nu au avut o tangență cu partidul vreodată, asta este realitatea, nu are niciun rost să ascund acest lucru. Sau ne sună cineva deja din birourile electorale și ne propun ei pe cineva și da, suntem deschiși să acceptăm, deoarece cumva statutul ăsta prevede că trebuie să fie o persoană în afara partidului și nu că, bine, pe perioada să degrevea, să calitatea de membru de partid, în acea perioadă el trebuie să o suspende. Și noi acceptăm, desigur, doar asta, din ce avem, cu aceea și lucrăm. Nu există o condiționalitate foarte dură. Dacă am fi un bazin mai mare de alegere, desigur, am venit cu rigori mai înalte, dar, din păcate, avem ce avem. Dumneavoastră, cum ați observat acest aspect, doamnă Guivan? Pentru că în momentul în care am formulat întrebarea, ați dat afirmativ din cap. A fost o calitate mai bună a oamenilor delegați de partidele politice implicați în proces? Deci cei ce ține de delegarea din partea APL, deci practic cam tot aceleași persoane au mers. Un procent foarte mic din persoane noi, pentru că deci viața, cineva pleacă din țară, cineva din alte motive de sănătate sau de familie a refuzat, trebuia să facem rost de alte persoane. Și atunci când am propus la persoane, chiar și funcționarii publici din cadrul primăriei, da, dacă uite, vrei să fii un funcționar electoral, dar trebuie condiția ca să fii certificat, să treci un examen,
au acceptat. Au acceptat foarte ușor. Deci, mai complicat deja rămâne pentru Consiliul Electoral completarea acelui birou, da? Dacă nu este completat de către partide, dacă nu este numărul suficient, trebuie din acel registru să apeles. Dar asta a fost un prim pas de certificare. Tot timpul se spune первый блин комом, да? Deci, ulterior, certificarea aceasta cred că va fi deja pusă pe puncte. Este bine totuși să se gândească colegile mele de la CIC de să fie cumva oportunitatea și online. Sunt care nu cunosc calculatorul, dar pentru unii, chiar iată fiind formator, eram la Florești la instruiri, nu au venit careva membri dintr-o localitate foarte îndepărtată din însăși raion, din motivul că era foarte departe localitatea lor. Respectiv, atunci când vorbim de certificare, la fel, dacă va fi certificarea chiar să fie în raion, pentru unii este foarte greu să se deplaseze, este foarte departe. Noi am practicat în anul 2021, noi am avut alegeri locale noi, noi în comun cu CIC, deci am, nu că insistat, dar le-am propus membrilor biroului să acceseze pagina CIGDE ca să parcurgă un curs, da, unde deci de sine stătător un curs pentru a-și deci careva capacități să-și dezvolte. Certificarea este binevenită, dar iarăși din perspectiva formatorului vreau să vă spun că acele instruiri pe care le face CIGDE fizic cu acele deci exerciții practice sunt la 1000% mai binevenite. Deci, în comun, și certificarea, și acele deci, instruiri or să facă față în viitor, or să avem niște componența biroului cu oameni deja pregătiți. Mulțumesc mult! Da, da, domnule Roșca. Mai am o remarcă, ceea ce mi-am amintit, că, iarăși, anterior, persoanele care le delegam, încercam și noi pe intern să le organizăm diferite instruiri, și în ziua votului făceam un grup de vreo 2-3 juriști care eram mereu conectați și încercam să le explicăm cum se rezolvă o situație sau alta și sincer, în acele perioade era foarte, foarte complicat, veneau sunetele la secundă, mai ales pe Chișinău. Acum, foarte așa, într-un ritm foarte de ușor, confortabil, am reușit să rezolvăm ceea ce demonstrează că aceste certificări au avut rezultat și funcționarul electoral, fiind în secția de vot, știa cum să se orienteze într-o situație sau alta și cum să procedural să formuleze procedurile necesare. Și ce am vrut să adaug, codul electoral prevede ca președinții consiliilor electorale circumscripție să acorde asistență și la instruire și la certificare. De aceea, iarăși, aveți pârghii și la nivel raional să organizați aceste instruiri și certificări. Totul deja depinde de organizarea propriu-zisă între dumneavoastră și CIGDE. Mulțumim mult! Sunt întrebări, comentarii în sală nemijlocit la această sesiune. Noi am invitat reprezentanții mai multor formațiuni politice. Ne-am fi dorit să avem o discuție mai amplă, inclusiv cu nemulțumiri, sugestii pentru viitor, însă apreciem, domnule Roșca, că ați făcut față și ați reprezentat cumva bazinul partidelor politice. Vă mulțumim mult, doamnă Guivan, pentru participarea în această sesiune. Vă rugăm mult să luați loc în sală și dacă aveți comentarii, sigur le puteți formula pe parcurs. Noi, doamnelor și domnilor, încet, dar sigur am ajuns pe ultima sută de metri a evenimentului nostru, în care ne propunem să discutăm despre planuri de viitor, despre perspectiva de implementare a procesului de certificare a formării specializării în domeniul electoral și îi invit în scenă pe doamna dr. Doina Bordeianu, directoarea Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral și domnul Pavel Cabacenco, expert electoral, director al CIGDE în perioada 2017-2020. Domnul Bordeianu, eu trebuie să recunosc că nu fac parte din echipa CIGDE și în general sunt
sunt pe din afara a subiectului, însă pe parcursul evenimentului am avut așa, eu mă bucuram pentru acest proces de certificare ca fiind parte, ca făcând parte din el, în sensul că am auzit doar cuvinte de laudă, mai ales când dau seama că întreg procesul a fost făcut contra cronometru și a trebuit să vă adaptați din mers la tot felul de situații complicate. Revenim la dumneavoastră după aproape 2 ore, o serie de discuții informative, perspicace, comentarii și de bine și, mă rog, sugestii de îmbunătățiri. Cum vizualizați procesul pentru următoarele alegeri? Mulțumesc pentru întrebare, dar și pentru discuțiile care au avut loc până acum. Le-am ascultat cu atenție, mi-am făcut și notițe. Am fost mândră de ce am reușit să realizăm, și dar totodată am și cules idei, sugestii, opinii pe care au fost formulate de aici din față, dar și din sală. Noi, bine, ca ziceați la început că ăsta este copilul nostru și da, te doare atunci când cineva ți-l critică, dar chiar cu toată onestitatea pentru acest caz specific pot să vă zic că eram deschiși la dușuri reci și foarte reci și vroiam să auzim lucrurile așa cum sunt, fără a adopta o atitudine defensivă. Nu asta este scopul nostru, de a justifica anumite lucruri care nu au mers bine, nu, nici într-un caz. Noi vrem să construim pe ele și să facem lucrurile să meargă mult mai bine în viitor, mai ales că, așa cum deja cu siguranță s-a înțeles, noi nu am aplicat, am aplicat o procedură provizorie în acest caz, nu în totalitate așa cum a fost gândit sistemul, așa cum a fost gândit, sperăm să meargă ca pe roate, deși sunt foarte multe precondiții pe care trebuie să le atingem până atunci, să le adunăm. Mă uit tot la domnul Bucătaru și am o restanță de la început. Am încercat să fac așa o trecere în revistă la toți partenerii și mi-am dat seama la un anumit moment că nu am zis nimic de Promolex, dar probabil pentru că în capul meu domnul Bucătaru este de-al nostru, mai degrabă, și de aceea mi-a scăpat. Și el zicea că poate nu parteneri, ba da, parteneri, noi atunci când ne-am dat seama că trebuie să extindem procesul de certificare și să lăsăm mai mult control în seama colegilor din Consiliul Electoral Circumscripției de nivelul 2. Ne-am dat seama că pentru acuratețea procesului și pentru o credibilitate mai mare avem nevoie de cineva imparțial, cineva care ar monitoriza întregul proces și ne-ar asigura pe noi, dar și toată opinia publică, că nu sunt obiecții la nivel de integritate. Pentru că, așa cum zicea doamna Munteanu, indiferent de vârstă, avem obiceiul ăsta de a ne șopti unul altuia sau de a ne ajuta. Și, bineînțeles, în ziua votării este bine să ne ajutăm. În ziua examenelor este bine să fim obiectivi, să ne testăm cunoștințele. Și atunci colegii de la Promolex au fost foarte, foarte receptivi și ne dăm seama că și pentru ei a venit un extra mandat, așa forțat cumva, că nu era prevăzut în codul electoral, spre deosebire cel al nostru. Și ei ne-au ajutat, au trimis observatori aproape peste tot, astfel încât asigurând plusul acesta de obiectivitate. Acum, ca să revin pe calea pe care ați încercat să mă orientați, ce ne propunem de fapt? Ne propunem să dezvoltăm, în primul rând, acel sistem informațional pentru certificarea formării specializării în domeniul electoral. După cum vă ziceam, caietul de sarcini este... În principiu el este gata, aș spune 99%, dar nu este încă aprobat de grupul de lucru. Vom lansa achiziția anul viitor,
când ne vom asigura că avem și finanțarea necesară, deoarece necesită un pic multe resurse decât, mă rog, o achiziție obișnuită. Deci sistemul presupune digitalizarea unor etape din practica tuturor etapelor din procesul de certificare. Deci înscrierea la examenele de certificare va avea loc în cadrul sistemului informațional, repartizarea și alocarea pe centre de certificare de asemenea, electronic, notificările, când partea de notificări nu a fost automatizată, call centru a fost fix în arepa stângă pe Alexandria 119 și practic 3-4 oameni trebuiau să răspundă non-stop la apeluri. De aceea sistemul informațional ar trebui să scoată această presiune. Totodată și inițial trebuie să recunosc că noi am gândit acest sistem ca fiind ca unul care permite efectuarea acestei examinări doar în sala fizică de certificare, dar asistată de calculator. Deci într-o sală sau inclusiv am vizualizat și anumite săli sau locații regionale în care oamenii vin, se loghează în sistem și într-un mediu controlat răspund la aceste întrebări primind și rezultatele imediat, dar și certificatul imediat. Totodată ne-am gândit și noi și este bine că acum în cadrul discuțiilor a apărut acest subiect, ne-am gândit ce facem cu oamenii care nu sunt în țară la acel moment și este evident că se impune o componentă online, totalmente online de certificare. Totodată, în cadrul discuțiilor cu experții pe care le-am avut până acum, o examinare totalmente pe online necesită deținerea unor echipamente sau condiții speciale de către participanți, de către persoanele care vor fi testate. Și aici am în vedere că trebuie să existe un microfon funcțional conectat, o cameră deci webcam funcțional, astfel încât acestea să fie conectate pe tot parcursul examinării, iar noi de aici, sau mă rog, o echipă din partea noastră de aici, de la centru, să poată monitoriza, vizualiza pe ecran cum se întâmplă acest proces. Astfel încât să ne asigurăm că în fața calculatorului se află exact persoana care a fost identificată prin actul de identitate, exact persoana care s-a înscris pentru examen și că este o persoană, nu o echipă care ziceam eu că este foarte bine să fie constituită, da, în ziua alegerilor, dar la examen încercăm să ne descurcăm singuri. Nu aș exclude versiunea de examinare asistată de calculator, dar în centre specializate, deoarece, și dumneavoastră, mă uit în partea asta la colegii de la Consiliul Electoral Circumscris de nivelul 2, știți foarte bine că am avut cazuri în care, efectiv, oamenii, nu toți oamenii, o să se descurce să susțină un examen într-un mediu necontrolat, de la ei, de acasă. Versiuni trebuie examinate, trebuie incluse, deși certificarea pe online crește foarte mult costul sistemului. De ce? Pentru că presupune și etapa de monitorizare de la centru, deci aduce costuri și în termen de echipament, dar și de soft. Deci, dar având în vedere că e important să cunoaștem, ceea ce se cunoaște poate fi soluționat, poate fi abordat, de aceea, deci deocamdată acestea sunt, sau aceasta este prescris în caietul de sarcini despre care vă vorbeam. În cazul în care
nu că a fost secret până acum, că în regulament cam asta este descris, dar în cazul în care acum au apărut întrebări și sugestii, propuneri din sală, noi de asemenea, după cum ziceam, fără nicio atitudine defensivă, suntem foarte deschiși să le auzim, să le notăm și să le examinăm până aprobăm caietul de sarcini, mai este timp. Și de aceea este important să ne expunem acum și mă bucur că suntem și pe online și mai multă lume poate să vadă și să audă planurile noastre. Mulțumim mult, domnule Cabacenco. În calitate de expert electoral ați interacționat inclusiv cu reprezentanții unor șiri de organe de management electoral din diverse țări și a studiat bunele practici privind instruirea, dar și certificarea funcționarilor electorali. Cum evaluați impactul procesului de certificare asupra integrității și mai ales eficienței procesului electoral din Republica Moldova? Mulțumesc mult pentru invitație, apropo, da, și pentru aceia că sunteți aici în sală. Este un proces important și o fel de altă etapă. Adică aș vrea să încep cu un fel de conștientizare de fapt ce se întâmplă acum și de fapt astăzi am auzit mai multe opinii și ce de fapt este procesul de certificare. Da? Vorbim în primul rând despre calitate. Și practic acum la etapa aceasta, în anul 2023, ne aflăm la topul dezvoltării instituționale a educației electorale, care am început în 2008 încă, și de fapt topul a profesionalizării a funcționarilor electorale. Deci, cred că la prima etapă, cei care de mai mulți ani deja funcționăm împreună, lucrăm în domeniul electoral, țineți minte că s-a început cu strategia de educație electorală și care a apărut în 2008, dacă nu corect țin minte. De atunci am început schimbarea modalității de instruire de la instruiri, mai mult briefing-uri, gen la Universitatea de Stat, cu un auditoriu mare când venea președintele Consiliului și pur și simplu răspundea la întrebări sau deschidea codul electoral și trecea prin cele mai importante aspecte a managementului electoral în perioada electorală, la instruiri de care au menționat colegii, instruiri interactive în grupuri mici, instruiri bazate pe metodologie de educație adulților, care sunt mult mai efective și aduc o mai bună calitate. Am schimbat sistemul și ca rezultat a schimbării sistemului în 2011 a fost creat Centrul de Instruire Continuă și aici este la noi Natalia Iuraș, primul director a Centrului de Instruire, care de fapt a edificat toată structura și a pus la cale primele instruiri care au început în 13. În 13, deja colegii au menționat aici, era prevederea aceasta introdusă deja în codul electoral de certificare și trebuia să, la alegere din 14, deja trebuia să fim, să avem funcționari electorali certificați, înaintați de către partidele politice. Și atunci, cred că în 11, noi cu Doina ne-am așezat și pur și simplu matematic am calculat cât timp noi avem nevoie pentru a instrui. Atunci încă n-am avut registrul funcționarilor electorali, nu au avut loc încă instruirile în așa măsură cum sunt acum. Deci, am calculat foarte bine și am spus că practic imposibil. Da, Doina, așa era? Deci în 11 am înțeles că e foarte, foarte complicat și instruirile au început, deci în 11 centrul a fost, prin hotărârea CEC, a fost constituit, dar toate pregătirile pentru a face centrul de fapt instituțional, și aici Natalia știe mai bine chestiile acestea, a durat mai mult de un an și, practic, înainte de alegeri, centrul a început să funcționeze. Dar
era posibil să facem atunci certificarea? Cred că da. Dacă trebuia, făceam, dar era foarte și foarte greu. Și acum vedem cu tot experiența centrului și potențialul care centrul are și acele activități care centrul le-a făcut pe parcursul anilor și a instruit mai mult de deja cred că 60.000, 100.000 deja, eu cer scuze, da, 100.000, dar bine, care în baza, în registrul funcționarilor electorali, la noi sunt la mai mult de 40.000 de persoane. Deci cu aceste resurse, totuși a fost o provocare pentru centru, care a trecut-o cu brio și bravo centrului și celor care a ajutat centrul. Deci, aceasta arată că noi, bine, prima etapă a fost pentru noi schimbarea sistemului de instruire. A doua etapă, crearea centrului de instruire. Și a treia etapă, acum ne aflăm la a treia etapă, certificarea, care este a treia etapă de instituționalizare a instruirii electorale și a profesionalizării a funcționarilor electorale. Câte comisii electorale credeți că sunt la această etapă, în procente, în lume? Da, cecuri, așa spunem, cecuri și, bine, acele organe care organizează. Independente, da, care au sistemul de instruire electorale. 70? 25%. 25% din comisii electorale din toată lumea au procesul de certificare. Da? Și încă un procent mai mic au procesul acesta de certificare pentru toți funcționarii electorali. Da? Că noi avem state în care procesul de certificare, de exemplu Georgia, colegii noștri de la care mult am învățat, certifică doar la nivel de consilii electorale. Noi certificăm și la nivel de consilii și la nivel de birouri. Deci este un număr mult mai mare de funcționari electorali care sunt certificați și vor fi certificați în Republica Moldova. Deci e 25%, răspunsul este foarte, foarte evident. Din considerentele care doar acum v-am explicat. Nu toate statele au așa sistem de instruire care îl avem noi în Moldova. Și dacă noi nu ar avea să avem centru de instruire și sistem de instruire care noi îl avem acum, practic aceasta ar fi fost o sarcină imposibilă de făcut, de certificat așa multe mii de persoane. Da? Deci noi ținem minte că noi avem 20.000 deci 22.000 de funcționari electorali care sunt implicați în organizarea și desfășurarea alegerilor de fiecare dată. Care încă este specificul certificării în domeniul electoral? Cu ce se diferă certificarea, de exemplu, a pedagogilor? Doamna Rina a menționat, da, de exemplu, noi avem, da, un sistem de certificare și de anumite examene, iarăși în domeniul educațional, da, și la nivel de școală și la universitate, etc. Ce diferă la noi procesul de certificare? Noi, practic, trebuie să validăm, da, cum doamna Rina a spus, mai mult de 22.000 de persoane, deoarece îi auzim partidele politice care nu au, adică nu au pe cine, de fapt, înainta în calitate de membri a organelor electorale. Da? Deci trebuie să certificăm mai mult de 20.000 de persoane și doar 100 dintre aceste persoane, 100, asta suntem noi cu dumneavoastră, da? Acei care sunt permanent angajați în domeniul electoral și se ocupă de alegeri în fiecare zi, da? Acei deja permanenți, și mulțumesc Parlamentului, pentru aceia că sunt permanentizați consiliile electorale și avem cel puțin o persoană, președintele Consiliului, deja în funcția permanentă,
Georgienii au mai multe persoane, da? De la 3 la 5 persoane permanente și care cresc la 11 în perioada electorală, dar bine, mersi și pentru o persoană. Și aceia angajați a staff-ului din Comisia Electorală Centrală, membrii și CIGDEO. Astăzi, aproximativ 100 de persoane care permanent lucrează în alegeri. Ceilalți sunt 70% învățători, vreo 10% apele și ceilalți din diferite alte domenii care nu țin de domeniul electoral și bine dacă persoana se interesează și ascultă din când în când ascultă noutățile sau participă la activitățile de educație civică CIGDE și se documentează și cunoaște ceva, ce noutăți din sistem. Dar iarăși, într-un an sau doi ani, care este la noi perioada între alegeri, se uită multe lucruri, da? Și chiar dacă persoana le cunoaște, trebuie reînnoite. Deci, de aceasta, certificarea noastră nu este pur și simplu pentru persoane care lucrează, ca de exemplu pedagogii, și se perfecționează de fiecare dată, dar noi avem de-a facere cu persoane care sunt temporar, da, la noi în sistem. Și de aceasta, sistemul nostru de certificare trebuie chestia asta să o iei în considerație. Și mă bucur iarăși că domnul Roșca a menționat totuși instruirea continuă. Și asta, de fapt, este și ideea a CIGDEO-ului. Inițial a stat la bazele creierii centrului de instruire în domeniul electoral. Haideți să vorbim puțin despre riscuri, da? Că noi am vorbit despre, bine, o chestie foarte bună, e necesară, va aduce Moldova și funcționarii electorali la o calitate mai înaltă decât am avut-o acum și acei care, cum am menționat colegii, dacă înainte membrii biroului credeau că doar vin și reprezintă partidele și unii chiar încurcau funcția lor cu funcția de observatori, da? Acum, deci, este foarte clar că ei sunt chemați să lucreze și să fie funcționari electorali, da? În cadrul și biroului și a consiliilor. Care sunt, bine, două riscuri. Un risc despre care noi deja am vorbit aici, deci că practic, da, deci avem o lipsă de cadre și este nu întotdeauna partidele politice au acele persoane care pot fi instruite. Da? A doilea risc care există și prin exemple din alte țări cu care m-am ciocnit și de ce unele state cam atent privesc la sistemul acesta de certificare, că se tem că sistemul de certificare poate fi folosit în favoarea unui sau altui partid. Adică poate fi un fel de manipulare. Da? Vreau ca să fie mai puține persoane a partidului Cutărică în calitate de membri a biroului electoral. Deci nu-i certificăm pe ăștia. Da? Deci, dar luăm din funcționare, din registrul funcționarilor electorali, din rezerva CEC, da, de exemplu. Dar noi certificăm partidul acela sau partidul acela, noi certificăm, adică noi oferim certificat. Și respectiv nu au posibilitate să devină membre a organelor electorale. Deci este așa o amenințare și sunt mecanisme care nou ne permit de fapt să combatem această amenințare și aceste mecanisme deja ele sunt puse la cale la noi. Doar trebuie, cred că, mai mult dezvoltate. Primul rând, noi am vorbit, doamna Rina a spus despre Consiliul de Certificare, cât mai larg să fie incluse și reprezentanții societății civile și mass media, alte părți interesate, observatorii, Promolex, Igor, și la etapa de creare a regulamentului, da? Deci este un proces important, dar și la acele etape la care voi ați participat. Deci eu nu văd chiar cum, fără observatori, poate fi acest proces organizat
la așa nivel ca să nu apară întrebări din partea altor participanți a procesului electoral. Deci transparența și incluziunea, acele principii care noi le avem la bază procesul electoral trebuie aplicate numai decât și la procesul de certificare. Și certificarea trebuie să fie totuși un proces care este facilitat de centrul de instruire în cuplu cu instruirea permanentă. Da? Deci aceasta ar fi soluție. Ce ține de procesul de certificare ca content, adică ca cum poate fi organizat procesul de certificare. De exemplu, la colegii noștri din Georgia, în cadrul acestor întrebări care intră în evaluarea funcționarilor electorali, intră și întrebări de bază din domeniul matematicii, da? Adică cât de bine calculează. Da, noi știm că unele din greșeli care le fac funcționarii electorali în noaptea electorală sunt pur matematice. Da? Noi le numim factor uman. Deci încearcă să-l elimine din start și cunoștința limbii. Adică, bine, o abilitate de a formula anumite, deci a scrie anumite texte. Deci când merge vorba iarăși de contestații, de asta, chestii de asta, noi tot au abilități de a cunoaștere bună a limbii, tot au nevoie funcționare electorale. Deci, georgienii au mers pe o cale așa mai largă. Nu doar domeniul electoral, cunoștința codului, regulamentelor, Constituție, dar și ceva de bază. Deci, se calculeze și se scrie bine și fără greșeli. Deci, acestea tot sunt anumite întrebări. Alt aspect care la noi cred că încă nu am discutat despre aceasta, dar cred că ar fi binevenit. Deci, noi să avem o anumită legătură între certificarea și deja, așa să spunem, realitatea. Da? Deci, cum s-au arătat, adică, sau care sunt rezultatele lucrului funcționarilor electorali și cât de mult asta se răstoarnă, sau care este legătura între certificarea și performanța funcționarilor electorali. Adică, posibilitatea de retragere a certificatului, în caz de probleme, sau recertificare a persoanei. Și aceasta, prin, iarăși, dacă vorbind despre tehnologizarea procesului de certificare, cu ajutorul inteligenței artificiale, poate fi făcută legătura între rapoartele Promolex și performanța anumitor birouri și certificarea. Da? Certificarea, respectiv, dacă Promolex semnalează despre anumite, încălcări, de exemplu, nu s-a deschis la timp secție de votare. Trebuie să înțelegem de ce nu s-a deschis, bineînțeles, dar cel puțin vor fi sau nu vor fi consecințe referitor la procesul de certificare. Deci acestea sunt întrebări că, da, în unele state este un fel de bază de date în care sunt fixate acele încălcări care au avut loc și ce anume care din funcționare electoral a comis aceste încălcări. Și respectiv sunt luate anumite măsuri. La noi, nu știu, dacă este așa o coeziune între ceea ce ne raportează observatorii și respectiv din deciziile care noi le luăm și poate pe urmă le raportăm și partidelor politice, dacă ei au luat anumite măsuri referitor la reprezentanții care au fost delegați de partide. Deci, acestea sunt practicile internaționale. Eu încă o dată vreau să vă felicit cu această naștere și etapa acea de sus a dezvoltării instruirii electorale și profesionalizării funcționarilor electorali. Suntem toți bravo și, în primul rând, cei de la CECD. Felicitări!
Mulțumim mult, domnule Cabacenco, mai ales pentru experiența internațională pe care ați adus-o acestui panel, pentru că știm cu toții, practica bate gramatica. Dar o curiozitate, am în Georgia, de câți ani deja este pus pe picioare această certificare? Bine, nu neapărat 5, 2, 10... Mai mult de 10 ani deja este certificat și la ei, practic... Sistemul tot e așa ca și, de exemplu, la noi la obținerea licenței de conducere. Da. Deci este un fel de test și respectiv testul acela ai un anumit număr de întrebări, vii la calculator și deci, treci testul acela și primești sau nu primești certificarea. Deci, da, sunt interesante practici și acum... Deci, dar în alte țări, nu în Georgia, dar programele de instruire încă sunt asigurate anume că pe dispozitivele, pe telefoanele mobile. Adică nu doar pe calculator, dar și pe telefonul mobil. Și aici poți avea anumite întrebări și răspunsuri, adică instruirea și pregătirea pentru instruirea aceasta, deci să fie chiar în telefonul tău. Deci asta tot este un viitor posibil și pentru noi. Important e că avem de la cine învăța și nu trebuie să reinventăm roata. Dragi invitați, da, m-am apropiat eu, domnule Roșca, este ultima sesiune din acest eveniment. Dacă aveți comentarii, sugestii, felicitări, acum aveți ocazia să le faceți, vă rugăm. Da. Am unele... supliniri la ceea ce am spus anterior și problematica care a fost depistată, mi-aduc aminte și mai multe situații ce ține de registrul funcționarului electoral, când nu se regăseau oamenii acolo, deși aveau dovezi și atunci mi-aduc aminte că s-a găsit soluția, veneau cu acel proces verbal când au participat la și îl prezentau și era calificat ca și persoană certificată și cumva erau adăugați în registrul funcționarului electoral. Încă un aspect cu ce ne-am întâlnit noi, persoanele seniori. Deci seniorii, ei totuși doresc o instruire fizică. Noi cumva avem organizații de seniori și ei au timpul suficient ca să se deplaseze, să participe, să participe la dezbateri, cu întrebări și iată ei și-ar îndrui aceste instruiri fizice. Și mai mult, dacă ar fi posibil, o instruire și cu simulări. Da? Deci un buletin de vot valabil, unul nevalabil, procesul de renumărare. Nu știu, sunt, de exemplu, noi în Corjova ne-am întâlnit cu așa, în Părâta, egalitate de voturi în turul 1, locul 2 și 3. Deci cam s-au pierdut un pic, însă au găsit și iată, și, la ceea ce spunem, că buletinii valabile, nevalabile, cumva a decis această... nu știu, această situație. Deci dacă ar fi posibil cu simulări de situație, ar fi varianta ideală. Dacă e să ne referim la schimbarea cadrului normativ, ceea ce am observat și am vorbit ieri cu doamna Cucuruza, ce ține de, noi avem la articolul 35 care urmează instruiri și avem la articolul 38 care urmează perfecționări. De cursuri de perfecționări și cursuri de instruire. Da, am înțeles, de fapt, e unul și același proces, nu este o diferență, dar, iată, pentru mine mi-a dat un semn de întrebare. Este vreo diferență între ele sau e unul și aceeași? Nu știu, dacă e nevoie de interveni tehnic de redactat ca să fie o abordare unică față de acest subiect. Ceea ce ține de președinții a Consiliului Electorale, oare ar fi nevoie să aibă totuși studii juridice sau studii administrației publice? Obligatoriu sau nu e obligatoriu, fiindcă pe umerii lor, într-adevăr, cade cel mai, în procesul votării, cade lucru cel mai important și cel mai responsabil. Nu știu. Sau știi, mă rog, da, deja trebuie să decidem care ar, dar mă rog, nu știu, dacă e nevoie de intervenit la nivel de cod sau nevoie de intervenit la nivel de regulamente, CEC sau CICDE, nu știu, de cod, da, așa. Dar, iarăși, noi suntem deschiși la discuții, la intervenții, cu mare drag, suntem deschiși la îmbunătățirea procesului. Vă mulțumesc mult și vă mulțumesc pentru această discuție. Mulțumim mult, dragi invitați, mai vrea cineva să intervină? Da, vă rog mult. Vă
Vă mulțumesc foarte mult. Eu mă numesc Natalia Iuraș și am fost într-adevăr una din directoare care a stat la baza Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, prima. Și ce mă bucură pe mine astăzi este să văd, în primul rând, echipa cu care am început, să văd cât de mult au crescut profesional toți participanții acestui proces de instruire și de dezvoltare a centrului nostru, al CICD, să văd cât s-a extins de mult echipa și cu fiecare an sunt mai profesioniști tot, sunt mai dedicați, să văd că această inimă bate atât de frumos și cu toate provocările care au fost, sunt și îmi pare rău să o spun, dar vor fi, să văd că totuși se dezvoltă armonios, ca un centru de, așa cum ne-am dorit de la bun început, ca un centru de reper atât regional cât și internațional. Și atunci când Pavel a menționat cam că procentele global, la nivel global, câte țări, pentru că nu numai comisii electorale, ci noi vorbim de țări în lume, au astfel de practici, eu vreau să zic că CICD este deci un centru unical. Pentru că fiecare își are specificul său, care vorbim de teritorii mai mari, care vorbim de formule diferite, dar așa cum este CICD, nu există în lume. Și astăzi când merg și eu în diferite țări cu expertiză electorală, mă mândresc de fiecare dată când toți îmi spun sunteți de la Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral. Da, de acolo venim și întotdeauna suntem bucuroși încolo să ne întoarcem. Felicitări pentru toate care le-ați reușit astăzi și mulți ani înainte. Mulțumim mult, da, vă rog. Sunt președintea Consiliului Electoral de Circumscripție și după ce se finisează o campanie electorală, un scrutin electoral, de obicei se atribuie mai multe calificative. Alegeri locale din 2023 o să rămână în istorie și ca alegeri în care s-au identificat cel mai greu funcționarii electorali. De ce? Fiindcă în alegeri locale, mai ales în mediul rural, majoritatea persoanelor care ar putea fi funcționari electorali sunt rude, de gradul 1, afini cu concurență electorală. Mai mult ca atât, anul acesta a apărut prevederea aceasta legală de certificare sau de a avea practică electorală. Registrul funcționarilor electorali a fost unul util, dar nu destul pentru a identifica un număr suficient de funcționari electorali. Noi am navigat nebunește pe portalul Comisiei Electorale Centrale pentru a identifica procesele verbale și a identifica persoanele care au practică, dar nu se regăsesc în registru. Și noi am fost implicați din mers în certificarea aceasta. Dacă doamna Caraman a zis că certificatul este un permis de conducere, atunci eu o să zic că cei care au fost implicați în certificare, atât cei de la CICD cât și președinții, ei în locale se lucrează nu doar la calitate, dar și la viteză. Păi noi cu siguranță toți am depășit limita de viteză. Și ori e premie, ori e amendă, nu știu care, una din două. Fiindcă vă dați seama că pe lângă obligațiunile de serviciu care le aveam, noi am organizat și certificarea și atitudinea față de certificare depinde și de persoanele care sunt delegate de partide, de apele, de care le-am identificat noi. Da? Este bine ca partidele politice să se gândească la cadrele lor, cumva să stimuleze, să până și material, cred că participarea lor sau instruirea lor. Certificatul este doar un document care oferă omului posibilitatea să vină în familia funcționarilor electorali. Dar dacă el nu trece prin instruirile care sunt organizate cu prezență fizică, el niciodată nu o să fie profesionist. El o să cunoască niște lucruri generale, dar el nu o să-și poată îndeplini obligațiunile acestea care le are odată în, la 4 ani
alegeri locale, la 4 ani prezidențiale, la 4 ani parlamentare. Ele diferă oricum una de la alta. Și nu este un serviciu de bază a omului. Este un serviciu care el îl are odată în cât, da? Și el oricum dă prioritate serviciului de bază și depinde și de felul omului de a fi, cât de inteligent el este și cât de responsabil atunci când își îndeplinește obligațiunile de serviciu. Eu o să-mi permit și eu la sfârșit, asta fiind spus, să felicit Centrul de Instruire Continuă, să le spun că ele sunt, fetele sunt băieții, mai puțin știu, și îndeplinesc lucrul nu doar profesionist, dar pun foarte mult suflet în asta și noi, cei care avem tangență cu asta, simțim. La mulți ani și la mine. Mulțumim mult, dragi prieteni, dragi parteneri, vă mulțumim mult că ați împărtășit cu noi din provocările pe care le-ați întâmpinat, dar și beneficiile care le-au adus întreg acest proces și vă mulțumim mai ales pentru sprijinul necontenit pe care îl oferiți echipei CIGDE. Încet, dar sigur, ne apropiem de finalul evenimentului. Salutăm audiența noastră pe online și urăm o seară frumoasă. Reamintim că am fost online pe pagina privesc.eu și pe pagina de Facebook a CIGDE. Iar noi, doamnelor și domnilor, vă invităm la o poză.